sarcină pe care și-a asumat-o Centrul pentru Informare și Comunicare în Sănătate și Rețeaua Globală a Antreprenoriatului. Evenimentul de astăzi, nu pot să spun asta, să nu spun asta, coincide cu alte două evenimente sau acțiuni importante care s-au produs. Este vorba de lansarea sistemului informațional automatizat pentru asistență medicală primară, care ne va permite să scăpăm de aceste hârtii care s-au de care ne-am plictisit, aceste fișe medicale. Și al doilea eveniment pe care vreau să-l remarc astăzi este lansarea unui nou produs de către agenția Profesă Medmus. Este vorba de produsul Medmus Live, un produs la care vă încurajez să apelați, pentru că este făcut în special pentru lucrările medicale. Un produs care vă va ajuta să fiți la curent cu cele mai importante evenimente din lumea medicinei care se întâmplă în țara noastră și pe care nu doar că le veți putea auzi, dar le veți putea și vedea aceste evenimente. Acestea fiind spuse, dați-mi voie să dau cuvântul doamnei Lilia Onea, președintele Centrului pentru Informare și Comunicare în Sănătate și directorul Agenției Medmus, care ne va spune ce urmează să se întâmple în aceste trei luni sau cât a mai rămas din ele în continuare. Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare, așa cum a spus Vitalie. Cred că cunoașteți Vitalie Călugăreanu, colegul nostru pe care l-am rugat să fie astăzi moderatorul acestui eveniment. De ce am hotărât să facem Ziua Antreprenoriatului în Medicină? Este într-adevăr ceva nou. Este o provocare pentru Centrul pentru Informare și Comunicare în Sănătate și pentru cei care, de fapt, vor să aducă cuvântul, informația și comunicarea în sistemul de sănătate. Deci suntem, îndrăznesc să spun acest lucru, pentru că am pornit și am creat Centrul pentru Informare și Comunicare în Sănătate exact pentru a aduce informația în sistemul de sănătate, comunicarea, mai bine zis, în sistemul de sănătate. Este foarte important acest lucru, dar am să vorbesc la sfârșit de fapt cine și cum trebuie să comunice în sistemul de sănătate. Eu am să revin totuși la Săptămâna Globală a Antreprenoriatului și am să vă spun că aceasta este o mișcare foarte importantă la nivel internațional, care cuprinde 153 de țări și care deja se desfășoară 6 ani consecutiv în fiecare an, în a treia săptămână a lunii noiembrie. Se întâmplă lucrurile astea acum în 2009, de fapt în 2006, cer scuze, când începuse marea criză, care o cunoaștem și pe care am traversat-o și am trăit-o fiecare printre noi, în Statele Unite, de fapt de acolo a început, în Statele Unite, când oamenii au hotărât să facă să adune toate puterile, toate capacitățile, inclusiv creative, astfel ca să facă antreprenoriatul să supraviețuiască acestei crize. Pentru că știți foarte bine, într-o criză trebuie să fim mai creativi ca să putem să dezvoltăm, de fapt, afacerea noastră și să nu lăsăm să treacă, să cadă. Ei bun, deci asta a început, e foarte bine și am cunoscut-o pe președintele GEN, adică reprezentantului Săptămânii Globale în Sănătate aici în Republica Moldova, îi spune Olesia Fortună, care iată chiar în aceste zile se află în Amsterdam, acolo unde se produc mari evenimente în Săptămâna Globală a Antreprenoriatului și avem și un reprezentant din Republica Moldova care a intrat în finală pentru startup-uri în materie de investiție și posibil acest coleg al nostru din antreprenoriat să câștige 1 milion de euro pe care să-i poată investi în afacere. Îi dorim succes și pe această cale. Și spuneam de Olesia Fortună și despre GEN, deci am cunoscut-o pe această doamnă interesantă care mi-a propus să venim să facem antreprenoriatul în medicină. Zic, de ce nu? Pentru că, de fapt, sectorul de sănătate, eu vreau să spun și vreau ca toată lumea să creadă acest lucru și, de fapt, în fiecare zi mă conving, este unul dintre sectoarele publice din Republica noastră care se dezvoltă cel mai bine.
Nu pentru că eu sunt în această afacere, dar pentru că am văzut, pentru că recent am fost, de exemplu, la o judecată și am văzut cum se lucrează la judecată. Cu microfoane, cu tot, pentru că de fapt am copii care accesează sistemul de sănătate și știu cum funcționează și acesta din interior, pe pielea proprie. Dar sunt și eu pacient și respectiv știu și cum lucrează acesta, dar știu foarte bine cum lucrează și din interior, din politici. De asta am spus că suntem un sector totuși care ne dorim transparență, cât mai multă, cât mai multă informare și de asta, de ce nu? De ce să nu vorbim despre antreprenoriatul în medicină? Eu n-am să vin cu cifre acum, am să vin mai târziu și am să vă arăt, de fapt, care sunt, le știți și foarte bine, de fapt, care sunt cifra cheltuielilor publice, cifra cheltuielilor în sistemul de sănătate, câte sunt plătite din buzunarul propriu, cât merg pentru medicamente și cât merg pentru serviciile de sănătate. Deci am să pătrundem în continuare. Deci vă propun la toată lumea să intrăm în această zi a antreprenoriatului și să vă spun cum se va întâmpla, de fapt, evenimentul. Aveți toată lumea agenda. Vedeți că sunt trei părți ale, sau trei panouri, al patrulea fiind al meu, de asta spun trei. Deci trei panouri importante. Primul e vorba despre decidenții din sistem, care îi avem aici. Vom mai ruga să vină în acest panou și pe Inga Pasecnic, care reprezintă un ONG din sănătate. Din păcate nu am reușit în această zi să includem pe toate câte ne-am dorit. Ce va fi în această parte? În această parte vom ruga pe fiecare dintre cei care sunt în prezidium să ne prezinte, de fapt, comunicarea lor, comunicatul lor, tot ce ar o spune la subiectele pe care le aveți în agendă. După care vom avea o sesiune destul de mică, o rundă destul de mică, zic eu 10-15 minute de întrebări. După asta facem o mică pauză de 5 minute, nu vă lăsăm mai mult, după care revenim partea a doua. Partea a doua însemnând să-i avem pe toți reprezentanții antreprenoriatului în medicină. Vorbesc despre cei care sunteți aici, atât prestatori de servicii medicale, partea industriei farmaceutice și partea importatorilor și producătorilor de echipamente medicale. Ce se va întâmpla aici? Fiecare va prezenta 10 minute lucrarea, subiectul pe care îl are, și după care va urma, de fapt, Vitalie să dea întrebări, să pună întrebări și să răspundeți. Ulterior aveți posibilitatea să răspundeți, să puneți întrebări și decidenților din sistem. Asta eu, de fapt, vroiam să spun despre ceilalți, care sunt instituțiile de evaluare și control. Și în partea a treia, de fapt, sunt transferurile de experiență, cei care sunt din industria medicală, în care vor avea un minut, foarte pe scurt, să spună pe cine reprezintă, ce instituție, cine sunt, ce instituție reprezintă, după care va fi o prezentare generală a activității lor și iarăși vor urma întrebările din partea lui Vitalie. Și în partea a patra, doar am să vă prezint eu și sper ultima, elementul cel mai important, să rezistăm până atunci, să facem și un networking. Vitalie, nu mai rețin. Mersi. Pentru că domnul ministru nu a ajuns la această problemă. Dar avem... Voi vorbi, da. Da, care cu siguranță îl poate înlocui inclusiv la această întâlnire. Domnul Ciocan, din câte am înțeles, o să ne vorbiți despre modul cum se fac afacerea de medicină în Republica Moldova. Aveți cuvântul. E bine. Stimate domnule director general, domnul director general, doamna Vunea, onorați colegi, invitați. În primul rând, eu vreau să salut în numele colegilor mei de la Ministerul Sănătății acest înalt forum.
Și vreau să vă spun că, de fapt, noi, cei de la Ministerul Sănătății, care sunt la conducere astăzi acolo, încurajăm foarte mult dezvoltarea sectorului privat în medicină. De ce? Există niște lucruri foarte clare care dovedesc că atunci când într-un sector sau altul există o concurență loială, atunci apare calitate. Iar dacă este calitate, deci beneficiul pe care îl aduce societății orice activitate este cu mult mai mare. De aceea noi și încurajăm acest domeniu și ne pronunțăm de fiecare dată în susținerea celora care doresc să investească în domeniul sănătății. Evident, sfera de activitate în acest domeniu este foarte și foarte vastă. În alocuțiunea mea eu voi vorbi mai mult despre prestări servicii, dar vreau să vă spun că activitatea privată în sectorul sănătății nu se rezumă doar numai la prestări servicii. Există domeniul de asigurare a populației cu medicamente, unde sectorul privat prevalează de fapt, există asigurarea instituțiilor medicale și a populației cu tehnologii medicale, tehnică medicală și aparatură medicală, unde de asemenea, practic 100% este domeniul privat, ceea ce înseamnă că această interacțiune între public și privat în sectorul de sănătății, în sectorul sănătății se conlucrează foarte bine, foarte bine. De fapt, noi până acum vorbeam de diferite sectoare, diferite, să zicem așa, forme juridice de activitate, acum noi mai mult vorbim despre parteneri. Parteneri în afaceri, fiindcă aceasta este corect, deoarece noi mizăm și în continuare pe investiții în domeniul sănătății, atât în domeniul prestării serviciilor medicale, cât și în asigurarea cu cele necesare a sectorului sănătății. Vorbind în linii generale despre activitatea privată în prestarea serviciilor medicale, eu vreau să comunic auditorului că Republica Moldova încă nu întrunește pe departe o medie europeană de prestare a serviciilor medicale de către prestatorii privați. În unele domenii, evident, avem succese bune, cum sunt, de exemplu, prestarea serviciilor de înaltă performanță. Mă refer aici, în marea sa măsură, la domeniul de radioimagistică, unde sectorul privat are prioritate în prezent în Republica Moldova. Iar dacă ne referim la alte domenii foarte vaste de prestare, de prestări servicii, cum este asistența medicală primară, cum este sectorul spitalicesc, deci în aceste domenii sectorul privat prestează între 2-3%, nu mai mult. Ceea ce înseamnă că loc pentru o activitate privată în domeniul sănătății există foarte mult. Acum, referitor la faptul cum să lansezi o afacere. Eu am o mică experiență de lansarea unei afaceri în Republica Moldova privată, nu în calitate de investitor, dar în calitate de, să zicem așa, coordonator al unui proiect mare în Republica Moldova. Cred că cunoașteți de acest lucru, este Spitalul Internațional MedPark. Și primul lucru care trebuie de realizat înainte de lansarea oricărei afaceri în sectorul sănătății este studiul de fezabilitate. Sau mai bine zis, studiul pieții. De multe ori
Afacerile se lansează în domenii care sunt supra-solicitate, mai bine zis, nu supra-solicitate, dar sunt unde concurența este foarte mare și din această cauză multe afaceri falimentează. De ce este foarte important de a studia care este piața serviciilor medicale în Republica Moldova, cum ea este repartizată regional, fiindcă de multe ori afacerile se lansează doar numai în municipiul Chișinău și celelalte regiuni ale țării rămân neacoperite cu servicii, în unele cazuri chiar servicii esențiale, și voi vorbi pe urmă despre acest lucru, ceea ce înseamnă că noi trebuie să atragem o atenție foarte mare acestui lucru. Al doilea pas care trebuie de făcut este, evident, elaborarea planului de afaceri. Fără plan de afaceri nu începeți nicio afacere, fiindcă riscați să pierdeți banii, riscați să pierdeți investițiile pe care le faceți în acest domeniu. Planul de afaceri este foarte important, deoarece este de fapt unul din pilonii de bază al succesului. La realizarea planului de afaceri trebuie să avem cel puțin 3 versiuni ale acestui plan. Și știți care sunt ele. Cel optimist, cel mediu și cel pesimist. De ce este nevoie de aceste variante? Fiindcă în acest caz noi putem să micșorăm investițiile pentru un domeniu din această afacere și să majorăm în alta care poate aduce profit mai într-o perioadă mai scurtă. Totodată este foarte important ca acest plan de afaceri să fie întocmit pe cel puțin 5-7 ani de zile. De ce este nevoie de acest lucru? Fiindcă investitorii, de obicei, nu sunt familiarizați în măsură deplină cu modul de afacere în domeniul sănătății. Domeniul sănătății nu poate fi comparat cu alte domenii, nici cu cel de producere și nici de cel de prestări servicii în alte domenii, fiindcă recuperarea investiției în alte domenii este cu mult mai grabnică decât în sistemul de sănătate. De ce? Fiindcă investiția, într-adevăr, în orice afacere din sănătate este foarte mare. Este foarte mare fiindcă tehnologiile costă mult și, cel mai important, evident că și forța de muncă în sistemul de sănătate costă foarte mult. De fapt, atunci când facem planul de afaceri, este foarte important să țineți cont de un lucru esențial, care nu se regăsește în alte domenii, că forța de muncă, ca cheltuieli în planul de afaceri, trebuie să constituie cel puțin 60%. Asta este cota de participare a forței de muncă într-o afacere medicală. Ceea ce înseamnă că, și încă o dată vă spun, lucrurile acestea nu se regăsesc nici într-un alt domeniu de activitate. Care din afaceri din sistemul de sănătate sunt cele mai profitabile în prezent? Dacă noi ne uităm la piața de servicii medicale, evident că trebuie să studiem puțin și profilul de sănătate al populației. Și doar numai după aceea veți vedea care din aceste domenii pot fi, să zicem așa, rentabile în investiția din domeniul sănătății. Dacă luăm pe sectoare din domeniul sănătății, eu în primul rând aș vedea că în domeniul asistenței medicale primare există oportunități foarte mari de investiții în afaceri în localitățile rurale.
O treime din centrele de sănătate din Republica Moldova în prezent nu au medici. Și iată, aici există o posibilitate foarte mare de investiții în acest domeniu. Legislația în vigoare permite oricui, iau în vedere cel care dorește să investească în sănătate, în cadrul legal, să lanseze o afacere în cadrul asistenței medicale primare. Al doilea domeniu care ar, să zicem, prezenta un interes pentru investitori ar fi unele servicii cu investiții foarte mari care sau de care încă sectorul public nu poate face investiții, nu poate finanța aceste domenii. Cum este de exemplu radioterapia, cum este de exemplu unele domenii în diagnostică, cum este PET-CT-ul, eu știu, hemodializa și alte domenii. Iată aici, de asemenea, s-ar putea de lansat afaceri sau ca afacere pur privată sau ca o afacere în cadrul legii parteneriatului public-privat. Referitor la investițiile în sectorul spitalicesc. Deci asta este părerea mea personală, nu este părerea Ministerului Sănătății. Având în vedere că în sectorul spitalicesc, în prezent, se prestează doar numai în jur de 1,3-1,5% din servicii, eu cred că acest domeniu ar putea fi, să zicem, unul de perspectivă pentru investiții private în sănătate. Dar important este ca amplasarea acestor unități private de prestări servicii medicale spitalicești să fie uniformă în țară. Deci noi avem 34 de raioane, 35, dar în unul din raioane nu există spital, el este comasat la Criuleni, raionul Dubăsari. Și iată, vreau să vă spun că în aceste raioane se resimte necesitatea dezvoltării serviciilor private spitalicești. Aceste servicii pot fi lansate atât ca o afacere pur privată, cât și o afacere de parteneriat public-privat. Nu este exclus că guvernul, pentru următoarele spitale regionale, care se așteaptă că în următorii 4-5 ani de zile vor fi dezvoltate în Republica Moldova, va lansa, să zicem așa, licitații pentru atragerea investițiilor în domeniul sănătății prin forma parteneriatului public-privat pentru dezvoltarea unor spitale regionale sau a unor spitale raionale cu un profil prestabilit de către Ministerul Sănătății. Ce s-a făcut până acum în domeniul încurajării activităților private în sectorul sănătății? Eu vreau să vă spun că în prezent, practic, nu există piedici pentru lansarea afacerilor în domeniul sănătății în orice domeniu. Fiindcă în 2010, Guvernul Republicii Moldova a modificat legea cu privire la ocrotirea sănătății, prin care a exclus sintagma că în instituțiile medicale publice nu pot activa instituții medicale private și de fapt și încurajează guvernul prin această modificare, încurajează lansarea parteneriatelor publice private în cadrul instituțiilor publice.
De asemenea, vreau să vă spun că prin această lege s-a exclus diferența dintre o instituție medicală privată și publică. În prezent, Ministerul Sănătății are nomenclator unic pentru instituțiile medico-sanitare. Ceea ce înseamnă că lucrul acesta a pus pe cântar egal instituțiile publice și instituțiile private. Cu atât mai mult că legislația în domeniu de finanțare a instituțiilor medicale, eu mă refer aici la legea ocrotirii, la legea asigurărilor obligatorii de asistență medicală, presupune participarea oricăror instituții medicale la procesul de contractare în cadrul stabilit de către legislație. Ceea ce înseamnă că instituțiile private pot avea acces la resursele publice pentru contractarea și prestarea serviciilor medicale. Și lucrul acesta se întâmplă real, stimați colegi. Eu vreau să vă spun, domnul Buga cred că va vorbi, lucrul acesta se întâmplă real în Republica Moldova. Asta nu este o proformă sau ceva care nu există. Deja există și funcționează foarte bine, fiindcă criteriul de bază în contractare este prestarea serviciilor calitative. Asta este. Nimeni nu se uită, ești privat sau ești public. Evident că la început noi am susținut într-o măsură oricare prin procesul de contractare instituțiile publice pentru ele, ca ele să-și revină puțin din adormirea care au avut-o până în 2004. Iar acum, de fapt, criteriul de bază pentru contractare este prestarea serviciilor calitative populației. Da. Da. Eu vreau să spun, dacă mă refer la parteneriatele publice-private, deci văd că această relatare era scrisă domnului ministru, vreau să vă spun că în cel mai apropiat timp noi vom lansa o nouă etapă de dezvoltare a acestor proiecte pentru parteneriatele publice-private, inclusiv și în prestări servicii medicale, dar mai cu seamă pentru externalizarea serviciilor care nu sunt specifice sistemului de sănătate, cum este, de exemplu, pregătirea hranei pentru pacienți, cum este, de exemplu, curățenia în instituțiile medicale, spălătoriile și alte domenii. Deci noi acestea ne dorim ca să le externalizăm și să dezvoltăm parteneriate publice-private pentru ca instituția medicală să se ocupe, mai bine zis, administrația instituției medicale cu cadrul profesional, medicii din această instituție medicală să se ocupe de prestări servicii medicale. Iată, cam asta am vrut să vă spun. Responsabilitatea, evident, că este foarte mare atunci când lansezi o afacere în medicină, fiindcă de rând cu investițiile sau de rând cu aspectele manageriale, financiare care există, mai există și componenta, să zicem așa, umană a acestei afaceri. Noi, doar numai cel care nu cunoaște, nu înțelege despre ce eu vorbesc, una este, stimați colegi, cei care nu sunt medici, una este să decedeze un pacient într-o instituție medicală publică și cu totul alta este să decedeze un pacient într-o instituție medicală privată. Cu totul altul. Responsabilitatea este... Păi uitați-vă care este diferența. Diferența este în aceea că la noi populația este informată în modul care este informată. Și ea crede că dacă a plătit un ban, deci instituția medicală, deci este Dumnezeu și ea va soluționa acest caz. Însă există statistici care vorbesc că pentru un pacient o cură de tratament merge, iar pentru altul poate să nu meargă. Sau starea sănătății a organismului este atât de deteriorată că ea deja nu mai răspunde la tratament. Sau se întâmplă complicații în timpul operațiilor și lucrurile acestea se întâmplă atât în instituțiile publice cât și în cele private, fiindcă și asta există în toată lumea, nu doar numai la noi.
Și de aceea, oamenii nefiind informați despre aceste lucruri, evident că atunci când el face o plată pentru serviciile date, își imaginează că 100% rezultatul va fi pozitiv. Eu nu zic că în instituțiile private, să zicem așa, se întâmplă cazuri de deces mai dese, din contra, dar totuși ele se întâmplă și atunci este nevoie, să zicem așa, de o atârnare, de o compasiune față de rude, față de pacienți și așa mai departe, cu mult mai mare pentru a, să zicem așa, aduce într-un raport pozitiv această relație care există între medic și pacient, între instituția medicală și pacient. Ei, asta, să zicem așa, mai mult este un fel de zicem așa, constatare. Nu constatare, dar metafore, zicem așa, dar în special clinicile private prestează aceste servicii medicale contra unor costuri care sunt diferite de cele din instituțiile publice. Din acest punct de vedere, vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce întreprinde Ministerul pentru a proteja oamenii care au venituri mici, pentru că se știe că există o tendință, mai ales în țara noastră, o tendință când omul nu mai vrea să, sau merge la medic doar atunci când îl doare foarte tare. Chestia asta îl descurajează, prețurile mari îl descurajează să mai meargă la medic. Ce întreprinde Ministerul în sensul ăsta? Bine, deci uitați-vă, eu vreau să fac o mică clarificare aici. Și să spun tuturor celor prezenți și celor care nu sunt prezenți că persoanele care au o acoperire de asigurare obligatorie de asistență medicală în Republica Moldova pot obține absolut prin polița de asigurare, absolut toate serviciile medicale de care el are nevoie. Nu trebuie să plătească absolut nimic. Evident, există în unele cazuri rânduri. Adică trebuie, este o listă de așteptare. Și dar listele acestea de așteptare, iarăși, nu se întâlnesc doar numai la noi. Spre exemplu, ambasadorul nostru din Anglia ne-a sunat recent și a spus că fiica ei este planificată pentru o investigație peste 8 luni de zile și nu s-ar putea la noi în Moldova de făcut această investigație. Sincer, 8 luni de zile. Și asta nu este secret, 8 luni de zile. Este planificată pentru o investigație. Și evident, i-am spus, dacă are o acoperire obligatorie de asistență medicală, dar ea este cetățean și are această acoperire, evident că poate face această investigație și la noi. Referitor la prețuri. Instituțiile medicale publice, evident că prestează și servicii medicale contra plată. Acolo tarifele nu pot fi egale cu cele din medicina privată, fiindcă în tarifele din instituțiile publice, componenta de investiție nu este luată în calcul. Se are în vedere ce s-a investit, doar numai amortizare. De asemenea, în tarifele publice, să le zicem așa, nu există nici un procent de rentabilitate, să zicem așa. Deci ele sunt prețuri sociale. Deci semicostul lor doar numai se plătește. De aceea ele și vor fi păstrate și pentru viitor într-o așa manieră, până guvernul va hotărâ invers.
cât ține de instituțiile private. Evident că instituțiile private au unele, să zicem așa, avantaje față de cele publice prin oferirea atât a serviciilor medicale de o calitate mai înaltă, în unele cazuri, doar numai, nu în toate cazurile, de la bun început vă spun, dar și confort mai bun. Dar și confort mai bun. Ceea ce înseamnă că pentru lucrurile acestea, pacientul își asumă responsabilitatea să plătească o taxă, mai bine zis nu o taxă, dar un preț mai mare. Care de multe ori, să zicem așa, este rezonabil. Dacă facem o comparație cu prețul acestor servicii, chiar la vecinii noștri din România, Ungaria, nu mai vorbesc de Austria și așa mai departe. Spre exemplu, deci o instituție privată din Republica Moldova prestează intervenții foarte sofisticate în domeniul cardiochirurgiei, care costă aici în jur de 6-7 mii de euro, care în Austria, în Germania, Franța, Italia, costă peste 100 de mii de euro. Vă dați seama ce diferență. 6 mii de euro și 100 de mii de euro. Iată care este situația. Adică, nu, ca preț, eu cred că prețurile din instituțiile private în prezent sunt rezonabile în Republica Moldova. Nu este un exces. Nu este un exces. Credeți-mă pe mine, fiindcă vorbesc lucrul acesta în conștiință de cauză. Cunoștință de cauză. Prețurilor în instituțiile medicale private prin tarife de stat, în altele nu. Până la urmă, o țară din spațiul european de la care am fi putut cu siguranță să luăm exemplu, și anume Marea Britanie, a ajuns la concluzie că nu este nevoie de reglementare de prețuri în serviciul medical privat, fiindcă adresarea este totalmente una binevolă și pacientul va veni doar binevol. Este important să fie oferit același serviciu în cadrul asigurării. De asta, în moment, trebuie să protejeze statul. Dar, în rest, nu are atât de mare importanță, deci controlul structurilor de stat asupra prețurilor instituției private, fiindcă există accesul binevol. Deci, asta vorbește experiența internațională și aceeași Marea Britanie a ajuns această clasă de concluzie în deceniul curent, după ce sectorul privat medical s-a pornit în această țară din 1948. Deci au ceva experiență. Da. O mică concretizare, dacă permiteți și mie să cu referință la problema pusă în discuție. Deci sunt absolut de acord că cât mai puțină influența statului asupra procesului economic, cu atât mai bine, mai benefic, cu o mică condiție. Atunci când piața este deja una matură, matură și când piața este mare, atunci când piața este mică, cât piața este mai mică, cât mai multă reglementare ia de ce este, atât timp cât este foarte ușor de a găsi 2, 3, 4 la o par de vin să se înțeleagă asupra oricărui aranjament. Deci noi, din păcate, înțelegem și asta, acest lucru este valabil nu numai pentru prețurile în sectorul spitalicesc, dar în mai multe cazuri, inclusiv și în domeniul care are o treabă cu reglementare. Așa este, da, într-adevăr așa este, dar și criteriul de bază, evident, în alegerea instituției medicale, evident că trebuie să fie calitatea și siguranța actului medical. Lucruri indispensabile în prezent pentru activitatea medicală, fie în cel public, fie în sectorul public, fie în cel privat. Siguranța și calitatea serviciilor trebuie să prevaleze asupra tuturor celorlalte aspecte din această activitate. Fiindcă până la urmă, în multe cazuri, pacienții încearcă să obțină servicii medicale în mai multe instituții medicale până ajunge la una performantă și
cheltuielile de fapt se dublează. Se dublează, se dublează. De aceea, unele cazuri poate este rezonabil din prima să te adresezi către o instituție performantă, care asigură calitate și... de facto a sectorului privat în sănătate, că ține de resurse umane, prestări servicii, careva completări cu cifre, la cele ce s-au menționat mai anterior de către domnul ministru, de fapt. Și dacă vorbim despre politici de sănătate, atunci în realizarea tuturor politicilor de sănătate, de fapt, avem două obiective de bază. Unul ar fi realizarea unui nivel ridicat de sănătate, concomitent cu distribuirea uniformă sau echitabilă a serviciilor medicale și abordarea cauzelor fundamentale, adică determinanților sănătății, de către întreaga societate și de către întregul guvern. De fapt, dacă mă opresc la documentele care țin de politicile de sănătate, deci, ceea ce trebuie, de fapt, să abordăm determinanții sănătății și cauzele care afectează sănătatea populației, atât vorbind de sectorul privat, cât și cel public, deci sistemul nostru de sănătate este unul echitabil, de fapt, și are ca bază, deci, de la fiecare după posibilități și fiecăruia după necesități, dacă să ne exprimăm prin drum. Deci este vorba despre echitate socială, de fapt. Socialism, de fapt, nu comunism. Și dacă mă opresc la documentele de politici, deci există un șir de documente de politici, am făcut un studiu a acestora. Începem cu legea ocrotirii sănătății din 28 martie 1993. Deci, de asemenea, avem legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, avem politica națională de sănătate, care a fost aprobată în 2007, avem strategie de dezvoltare a sistemului de sănătate pe anii 2008-2017, care este la moment într-o reactualizare, și respectiv și planul de acțiuni a politicii naționale de sănătate și a strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate. Și deci, de asemenea, în dezvoltarea sectorului privat, precum și a parteneriatelor publice-private, avem două scopuri, de fapt. Creșterea calității serviciilor medicale prestate, mai ales în condițiile actuale, atunci când atât instituțiile publice, cât și cele private, sunt contractate de către Compania Națională de Asigurări în Medicină, deci, de fapt, sunt puse într-o concurență oarecare în a presta serviciile de sănătate și a îmbunătăți calitatea, mai ales că în actualmente, deci, avem și instituții publice care, de fapt, pot oferi și un confort similar celor private și un nivel foarte înalt de investigații, de înaltă performanță. Deci, aș zice că sistemul public este și el într-o concurență cu cel privat în asigurarea serviciilor date, precum și, deci, alt obiectiv ar fi asigurarea accesului populației, deoarece deja sectorul privat nu face față fluxului de pacienți și necesităților pacienților și necesităților în serviciile de înaltă performanță, de fapt. Deci, sectorul privat ar oferi foarte multe posibilități în acest sens. Deci, ceea ce s-a menționat cât ține de modificările la legea ocrotirii sănătății din 28 martie 1993, aceste modificări care au fost produse la lege în anul 2010 deschid deja oportunități foarte mari pentru dezvoltarea unei afaceri private în domeniul sănătății. Deci, deja instituțiile medico-sanitare private pot să-și desfășoare și să presteze să-și desfășoare activitatea și să presteze servicii, fie în, deci, proprietățile care le dețin, fie în cele care le iau în locuțiune. Și deci, anume, această modificare la lege și a dat posibilitatea aceasta și a deschis oportunități largi pentru inițierea unor afaceri private în domeniul sănătății.
De asemenea, deci prin aceste modificări la legea ocrotirii sănătății s-au deschis și alte oportunități cât țin de lărgirea spectrului de servicii care pot fi oferite deja de către sectorul privat, adică atât ceea ce ține de oferirea certificatelor medicale, a buletinelor și altor documente medicale, cât și deci, lărgirea unui spectru de servicii, atât pentru sterilizare chirurgicală, cât și pentru, spre exemplu, fertilizare in vitro sau, spre exemplu, domeniul oncologiei, atât și oncologiei chirurgicale, care era, de fapt, cumva în monopolul statului, acum s-a în instituțiile publice private. Deci, modificările operate în 2010 au permis deja prestarea serviciilor date și în domeniul privat. De fapt, respectiv ceea ce ține și de profilaxie, și diagnostic și tratament în domeniul oncologic. Vin cu care vă dați statistici care țin, de fapt mi-am pregătit tema pentru casă, dar aici înseamnă nevoie de suport deja, fiindcă nu am memorat toate cifrele, o incursiune cât ține de starea lucrurilor în sectorul privat. La moment avem 645 de instituții medico-sanitare private. Private. Da, mulți. Deci, clar că unii din ei sunt doar înregistrați, nu toți activează la moment, din toți cei care sunt înregistrați, din 645, cam 517 instituții prezintă careva capoarte față de Ministerul Sănătății și de Epsama. Da. Să vorbesc în microfon, da, probabil? Sau, ok. Da, deci, în mare măsură, după cum vedeți, din aceste cifre, 67% sunt pe domeniul stomatologiei și protezării dentare. Deci, de fapt, tradițional, ei sunt domeniul, da, stomatologie, ei sunt, de fapt, să zic așa, punctul forte a domeniului privat în sănătate. Am aici o listă de instituții, în slide-ul următor, de fapt, instituții medico-sanitare private, care la moment sunt contractate de către Compania Națională de Asigurări în Medicină, ceea ce s-a vorbit mai înainte, de fapt, deci instituțiile date, adică cetățenii noștri, pacienții, pot beneficia de servicii medicale, respectiv și investigații de înaltă performanță, atât în instituțiile medicale publice, cât și în cele private, în baza poliției de asigurare obligatorie medicală. Deci de ce e nevoie ca cetățeanul să cunoască drepturile, de fapt și responsabilitățile sale. Deci avem aici lista de instituții medicale, nu vreau să vă plictisesc la acest domeniu, de fapt să le citesc de la A la Z, dar aveți o informație de plin aici, referitor la cei care sunt contractați la moment de către Compania Națională de Asigurări în Medicină. Următorul slide ar fi o informație despre resursele umane din domeniu, deci de fapt, aș zice că sectorul privat beneficiază de cadre medicale de o performanță înaltă, înalt calificate, de fapt. Și aici aveți și deci, o grupare a medicilor pe categorii. Aș zice că unii dintre cei mai buni activează în sectorul privat, concomitent cu sectorul public, de fapt, și referitor și la asistenții medicali. De asemenea, deci aveți aici o informație de plină cât ține de asistenții medicale. Deci 25 între 6 au categorie superioară și sunt angajați permanent. Deci este o informație de plină cât ține resursele umane în domeniul privat pentru anul 2013. Cât ține de resursele și performanțele în cadrul sectorului privat de asistență medicală. Deci, deja avem 13 spitale private din totalul de 86 de spitale existente. După cum s-a menționat anterior, doar 1,3% din totalul serviciilor medicale spitalicești acordate, dacă ne referim la numărul externărilor, doar 1,3% sunt acordate de către spitalele private. Suntem în speranța că procentul acesta se va mări, de fapt, și în beneficiul pacienților și a întregii societăți.
Deci, la capitolul instituții medico-sanitare de ambulator stăm ceva mai bine. Aici, deci, mai ales că ține de serviciile de înaltă performanță, de diagnostic, de investigație. Deci, dacă vedem în slide-ul următor, de cea mai multă popularitate, de fapt, după cum a menționat și domnul viceministru, se bucură deci, pe domeniul privat, ceea ce ține de diagnostic, de imagistică, etc. Deci, aici, de fapt, avem peste 50% din serviciile date acordate în sectorul privat. Am făcut o analiză SWOT, de fapt, cât ține deci, inițierea unei afaceri în domeniul de sănătate. Am cercetat care ar fi punctele tari, slabe, riscurile și oportunitățile și am ajuns la următoarele concluzii. Că la moment există voință politică care este reflectată în documentele de politici, de fapt care le-am reflectat anterior, deci există toate posibilitățile în acest scop. În țară continuu se creează condiții susținătoare pentru dezvoltarea sectorului privat. Instituțiile medico-sanitare private, după cum știm cu toții și s-a menționat anterior, sunt dotate atât ca infrastructură, cât și ca resurse umane, cât și ca echipament foarte bine la acest capitol și sunt capabile de a presta servicii medicale de o calitate foarte înaltă. Referitor la specialiști, la resursele umane, de asemenea beneficiază de și angajează unii dintre cei mai buni specialiști, da? pe diverse domenii clinice și, de asemenea, deci, nevoile de servicii sunt date populației și nu pot fi asigurate de instituțiile publice, tot sunt în creștere. Spre exemplu, dacă luăm anumite servicii, domnul viceministru a menționat cele de înaltă performanță, imagistice, etc. Eu aș face aici o incursiune la serviciile absolut nedezvoltate în Republica Moldova, care țin de reabilitare și tratament de lungă durată. Este un domeniu absolut nedezvoltat, din motiv că, spre exemplu, doar pacienții cu ictus cerebral, care ar necesita o reabilitare, sunt aproximativ la 8.000 de persoane pe an. La moment, capacitatea instituției publice, a unicei secții care este, de fapt, în Republica Moldova, este cam de 20 și ceva, aproape 30 de paturi și ei sunt capabili să presteze servicii pentru aproximativ 1.000 de pacienți de așa gen în an. Adică 7.000 de pacienți rămân neacoperiți. Deci, respectiv, având o infrastructură destul de bogată, să zic așa, în regiunile rurale, dar până la urmă cam ineficientă din punct de vedere a funcționării. Mă refer la acele spitale raionale care ar putea, prin parteneriate publice-private, să presteze pe viitor acele servicii de reabilitare și tratament de lungă durată, poate cu perspectiva de a fi contractate de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Deci este un domeniu absolut neexplorat în acest sens și care nu ar necesita investiții foarte mari. Nu e vorba de echipamente sofisticate sau de careva investiții grandioase, să zic, doar cunoștințe și echipe mobile și infrastructură. Echipe bine instruite și infrastructură. Deci, deja am menționat oportunitățile în acest sens, care sunt amenințările. Aș zice că avem careva probleme la nivel de mentalitate în inițierea atât a afacerilor private în sistem, în domeniul sănătății, cât și a parteneriatelor publice-private. Cu toate că în 2008 a fost aprobată legea care ține de parteneriat public-privat, totuși deci există careva remitențe în acest sens și posibile dezvoltări de parteneriate publice private necontrolate, fără a lua în calcul nevoile populației în servicii medicale. Deci ar fi o amenințare. Toate aceste puncte ar trebui să fie cercetate cu precauție. Deci aș zice că altă amenințare ar fi experiența limitată atât a investitorilor cât și a instituțiilor medico-sanitare publice pentru implementarea parteneriatelor publice private. Dacă mă refer la asistența medicală primară, deci ar fi un domeniu foarte binevenit pentru inițierea afacerilor private în domeniul asistenței medicale primare, deoarece avem experiența țărilor Baltice, a Lituaniei, a Estoniei, care de fapt cu 20 de ani în urmă s-au aflat în aceleași condiții ca și noi, în sistem Simașco, însă acum, mai ales Lituania, are o practică privată în asistență medicală primară extraordinară,
Anume, deci, amenințările care sunt, că poate că ar trebui fortificate capacitățile în domeniul antreprenoriatului, în domeniul managementului a celor din domeniul dat și acesta ar fi un stimul, de fapt, pentru inițierea afacerilor proprii în domeniul asistenței medicale primare, mai ales că experiența dată există deja, deci avem 6 instituții private care oferă servicii de asistență medicală primară. Și deci aceasta este de fapt în baza poliției de asigurare obligatorie, deoarece aceste instituții sunt contractate de către Compania Națională de Asigurări în Medicină. Deci asistența medicală primară ar fi un domeniu extraordinar în care afacerea privată ar putea să fie dezvoltată de fapt și ar fi una prosperă, atât pentru cei care o inițiază, cât și benefică pentru populație, pentru pacienți, pentru cetățeni. Deci, cam aceasta a fost ceea ce am vrut să spun, că ține de domeniul asistenței medicale primare, deci optimizarea celui spitalicesc, mai ales în contextul reformelor în domeniul spitalicesc care urmează să fie întreprinse în contextul regionalizării spitalelor, când într-adevăr vor rămânea cumva acele spitale din regiunile rurale care nu vor presta servicii de asistență medicală spitalicească acută. Deci și aceste spitale, eu cred că ar trebui să fie în vizorul investitorilor privați, fiindcă, spre exemplu, dacă mă refer la același domeniu de reabilitare și servicii de lungă durată, ar fi o afacere foarte bună pentru cei care ar vrea să inițieze o afacere privată în domeniul sănătății. Trebuie, dacă sunt... Nu am una. Iarăși, vine dintr-o curiozitate și dintr-o întâmplare practică pe care am întâlnit-o și să-mi spuneți cât de corect și normal vi se pare faptul ca un medic care prestează servicii sau este angajat într-un spital public, da? Și este plătit de stat, să activeze în paralel și într-o instituție de acest gen privată. Știu că în România lucrul ăsta nu mai este posibil. De fapt, nu mi se pare corect lucrul acesta și aș susține să fie implementate aceleași prevederi ca și în România. Din motiv că nu putem miza doar pe onestitatea, colegialitatea, etc. și alte trăsături pur umane a colegilor noștri, din păcate. Deci, în acest motiv, aș pleda pentru un cadru legislativ care să permită activitatea doar pe un sector, fie în public, fie în privat, până când nu ar interveni alte, eu știu, reglementări, fie de piață, fie de calitate, fie de adresabilitate, deci, etc. Susțin întru totul această practică a României, precum și a altor țări, și consider că dacă medicul activează în domeniul privat, ar fi bine el să activeze acolo și dacă activează în public, deci să presteze aceleași servicii de înaltă calitate în sectorul public. Poate că acolo este mai rău plătit, dar asta e situația. Deci toți, la rândul nostru, suntem puși, fie în carieră, fie în viață, ca să facem anumite alegeri. Domnul ministru, chiar sunt curios cu carierea dumneavoastră. La subiectul ăsta, da, eu desigur sunt de acord, evident, deci... trebuie să activezi sau într-o instituție publică sau una privată. Una este că, în prezent, noi avem deficit de cadre în unele instituții medicale, mai cu seamă deficit de cadre de profesioniști care fac intervenții chirurgicale unicale și în cazul acesta, evident că nu-i poți interzice activitatea în instituția publică. Pentru specialiștii mici, să le zicem așa, că, într-adevăr, sunt domenii unde noi avem doar mai câțiva specialiști, 3-5 specialiști pentru toată țara. Aici, poate, este cazul de fapt de excepție, iar în linii generale, eu sunt de acord, reglementările trebuie să fie foarte, foarte stricte. Dar
Dar eu aș mai adăuga la ceea ce a spus doamna Pasișnic încă un aspect foarte important pentru lansarea activităților private în medicină. Este creditarea afacerilor. Băncile, cu părere de rău, în Republica Moldova încă nu au programe speciale de creditare a afacerilor în medicină. Este foarte important lucrul acesta, pentru că nimeni nu are un sac cu bani pus deoparte ca să investească. Afacerea în medicină, dacă vrei să faci un spital, fără 20-25 de milioane de euro, deci nu te pornești în această afacere. Dacă vrei să faci un spital, care el să arate a spital. Ei, vă dați seama, puțini oameni la noi în țară au aceste surse puse deoparte ca să le investească într-un an sau un an jumate să lanseze această afacere și evident că în toate țările, în sprijinul acestor investitori, vin băncile prin creditare. Și credite cu rată de dobândă poate mai mică. Eu aș zice așa că și statul ar putea să subvenționeze unele afaceri private în medicină pentru domeniile unde serviciile sunt deficitare. De ce nu? Fiindcă noi subvenționăm, de exemplu, activitățile în agricultură, da? Dar sănătatea tot este importantă ca noțiune socială. Deci de aceea eu cred că și sunt exemple în alte țări unde statul încurajează afacerile în medicină, afacerile private, prin acordarea creditelor preferențiale sau chiar prin subvenționarea acestor afaceri. Asta am vrut să vă spun, că noi trebuie să ne gândim la acest lucru și cei care se vor ocupa de astfel de programe trebuie să țină cont pentru viitor că creditarea investitorilor la noi în țară încă este foarte și foarte slabă în acest domeniu. Mulțumesc. Vreau să vă încurajez să mergeți, să vă luați câte un pahar cu apă de acolo, că, ca să nu avem pauza foarte lungă. Vă luați la masa la care stați și paralel să... Exact, asta, de asta și zic, da. Ca să mergem pe repede. Da, spuneți. Eu aș vrea pur și simplu să dau, poate domnul ministru a vorbit de lucrul ăsta. La punctele slabe, doamna doctor, consider că ar fost necesar să mai suplimentăm un punct, asigurarea insuficientă cu personal și lucrător medical, care de fapt și produce unele disonanțe în activitatea sistemului, inclusiv adresabilitatea, inclusiv accesul și așa mai departe. Dacă nu sunteți împotrivit. Asta ca o completare, nu atât pentru doamna doctor care cunoaște, cât pentru noi ceilalți. Dar aici eu vreau să vă spun că intervine o oportunitate pentru sectorul privat foarte bună. Adică ceea ce nu poate face sectorul public. Atunci când nu ai un specialist în sectorul privat, îl procuri de peste hotare. Și lucrul ăsta se întâmplă deja în Republica Moldova, vreau să vă spun. Se întâmplă, avem experiență, câteva instituții medicale deja au specialiști procurați de peste hotare care vin și lucrează aici în unele domenii foarte înguste. Ceea ce este mai greu de realizat în sectorul public, doar numai prin faptul că sectorul public nu poate oferi o recompensă de salarizare echitabilă, să zicem așa, pentru acești specialiști. Da. O să schimbăm un pic locul, poziționarea în agenda pe care o aveți. O să-i oferim acum cuvânt domnului Buca. Stimate domnul ministru, domnule director general, dragi colegi, organizatori evenimentului, într-adevăr este un lucru benefic când discutăm despre antreprenoriatul privat și mai ales că sunt și zilele mondiale ale antreprenoriatului sărbătorite în întreaga Europa. Deci este bine că avem această discuție, poate chiar uneori un pic întârziată sau poate ar fi trebuit să facem mai des să discutăm cu cei din
sectorul privat și nu numai, cei care vor să lanseze o afacere. Domnul viceministru a vorbit din experiența proprie foarte multă la acest capitol și se poate. Se poate în țara noastră, deși vreau să spun că mulți vin cu iluzii în acest domeniu, că ne lansăm într-o afacere privată și o să avem rambursarea cheltuielilor pe parcursul la 2-3 ani, datorită poate și pressingului care a spus creditării, că mulți iau credite și banca îi forțează în 3-5 ani să întoarcă creditul și el caută cât mai repede să-și scoată profit. Dar și mentalitatea în ansamblu, că nu știi ce o să fie mâine, hai să încercăm acum să ne scoatem la maximum profitul și după asta să mai vedem ce va mai fi. Este aici un element și într-adevăr, cum spunea domnul viceministru, 15-20 de ani, un termen la care trebuie să mizeze fiecare antreprenor privat dacă vrea să-și ramburseze toate cheltuielile, să înceapă să obțină profit regulat, cum s-ar spune. În rest, sunt investiții, multă muncă, mult chin și dacă considerați că o să fie ușor, mai bine nu vă lansați într-o afacere privată. Chiar spunea doamna Pașnic de asistență medicală primară, noi de mult ne-am dorit să lanseze oameni. De ce nu se duc în asistența medicală primară? Se duc unde este mai ușor, din punct de vedere antreprenorului privat. Și este corect, până la urmă, sunt sectoare neacoperite chiar și aici. De unde s-a început în Republica Moldova? S-a început cel mai ușor, s-a început din farmacii și din stomatologie, unde era mult mai clar și mai simplu și mai profitabil, probabil. Și asta a fost în toată Europa, nu în Est, nu numai în Republica Moldova. A urmat cu laboratoarele care s-au extins ca ciupercile după ploaie, avem laboratoare, o sumedenie în toată țara și private în mare parte și serviciile din altă performanță care sunt ușor cuantificate. Prestezi un serviciu, primești un ban, medicina primară primești per capita, primești durată peste un timp, trebuie să faci niște investiții, să ai grijă 2000 de pacienți, dar aici ai prestat 100 de servicii consistoare și ai câștigat poate mai mult decât de servești 2000 de pacienți. Deci este un lucru și domnul Ciocanu a avut dreptate perfectă când spunea de piața medicală că ea nu este o piață clasică, noi nu putem vorbi de piața medicală ca orice piață. Nu este legată cererea și oferta. Nici cererea nu este clasică, nici oferta nu este clasică. Toate sunt condiționate de anumiți factori. Factori de ce? Piața medicală în teoria economică, în sănătate, în toată Europa, se vorbește despre o piață medicală imperfectă. Deci o piață imperfectă, deoarece sunt mai multe dedesubturi legate de, unu, statutul medicului și pacientului. Medicul totdeauna în viață știe mai mult și în medicină cu atât mai mult despre anumite boli, maladii și poate să-i recomande pacientului anumite lucruri pe care pacientul nu se poate opune. Când merge pacientul să cumpere o pâine, el știe că ia pâine din magazinul ăsta sau din cel vecin și poate compara două franzele că e mai gustoasă sau mai puțin gustoasă. În cazul dat, este o inechitate între profesionalismul medicului și pacientului. Medicul cunoaște din start mult mai multe și este bine când este intenționat corect și respectă jurământul lui Hipocrate și îi recomandă ceea ce trebuie. Din păcate, mai avem și alte cazuri când anumite aspecte economice sau interese personale favorizează anumiți doctori să inducă. Deci este vorba despre o cerere indusă în cazul pieței private medicale și numai private, în general medicale, în cerere indusă, poate să existe o cerere indusă din partea medicilor sau farmaciștilor, ceea ce nu se poate exista poate în alte piețe clasice. Pe de altă parte, nici pacientul, chiar să vrea, el nu cunoaște multe lucruri și pacientul poate solicita o serie de servicii care lui nici nu-i trebuiesc, din reclamă, din alte lucruri. El consideră că asta e important, deoarece pentru sănătatea lui, el consideră că asta e un lucru esențial. Dacă nu îmi prestez serviciul ăsta, eu mâine mor sau am o problemă mai mare de sănătate și insistă chiar asupra medicilor să le ofere niște servicii de care nu au nevoie. Spuneam de servicii din altă performanță, remeneuri, tomografii, toată lumea vrea la remene. Mă duc, mătușică, ce dorești? Vreau să merg la remene, că asta o să mă ajute și o să fac un serviciu sofisticat. Dar poate să facă ecografie, dar poate să facă rentgen obișnuit, ulterior tomografie și după asta să ajungi la remene. Deci există și o cerere indusă din partea pacienților care favorizează și oferta dată. Să nu uităm de industria farmaceutică, foarte, că domnul Coman este aici, domnul director,
la Agenția Medicamentului, dar o să vorbească dumnealui, dar iarăși, fiind vorba de sistemul de sănătate, este o cerere indusă din partea companiilor farmaceutice, un lobby puternic în acest domeniu și evident care împinge și pacientul la o anumită alegere a preparatului și nu deseori cel mai ieftin, dar din potrivă cel mai scump din diverse motive, chestii mai bun, că îți ajută mai bine, etc. Ce ți-a dat medicul celălalt o rețetă prostească, că eu îți dau una mai bună, uitat preparatul respectiv. Deci sunt chestii în piața medicală care nu pot fi comparate, din păcate, cu alte piețe și trebuie să ținem cont și la lansarea unei afaceri și să încercăm să ne mișcăm și spre alte spații, că spunea și doamna Pasnic, sunt domenii neacoperite. Dar toți, ca și în agricultură, anul ăsta a fost roada bună la grâu, toți în anul viitor spornesc să sădească grâu. Problema seamene grâu. Așa și în medicină, din păcate, la noi în Republica Moldova, dacă se consideră că o afacere cu tomografie computerizată sau cu laborator de performanță este profitabil, toată lumea începe să lanseze în domeniul dat. Evident, bun, până se saturează piața, apar dificultăți după asta și evident se echilibrează într-un fel procesul, dar toți se concentrează în municipiul Chișinău. Noi o să avem și niște diapozitive acolo legate de acest domeniu. Bun, nu vorbesc de legislație, că s-a vorbit înainte, da, înapoi un diapozitiv. Uitați-vă, noi pe parcursul anilor contractăm tot mai mulți și mai mulți prestatori privați. Deși ponderea lor în societatea noastră este foarte mică, în comunitatea, în domeniul medical. Cheltuim de la 1 până la 4% din totalul fondului de bază care este în companie pentru serviciile medicale private. Nu este atât de mult. Deci, practic, e o picătură în marea de servicii care se prestează în Republica Moldova, deși numărul lor crește destul de mult. În 2010 a fost 193 de instituții în total contractate, între care 21 de prestatori privați. Acum avem 63 în 2014 prestatori privați, deci uitați-vă, exact de 3 ori a crescut numărul lor. Dar comparativ cu alte sute de instituții publice care prestează servicii poate mult mai numeroase, este puțin. Noi vorbim în cazul dat de instituțiile medico-sanitare care prestează servicii medicale. Următorul diapozitiv ne arată instituțiile farmaceutice, care avem practic 100% sunt private. Doar, nu mai știu, în centrele de sănătate, poate în zona rurală mai există câteva farmacii, dar care au o influență, o pondere destul de limitată în totalul activității farmaceutice. Deci peste 200 de farmacii, să mai zic, entități juridice, că ele au filiale mii, hai să spunem, dar 200, peste 200 de unități de contracte încheiate cu întreprinderile farmaceutice. Deci este o creștere mare, nu i-a arătat anul 2004 când am început, că nu era practic nimeni atunci din toată această listă. Următorul diapozitiv o să ne arate diferența care este. Unde se duc prestatorii privați? Ce fac ei? În mijlocul unde este cel mai mult sunt servicii de înaltă performanță. Deci aici se vede că a fost sectorul unde cel mai mult au insistat prestatorii privați. Și insistă și în continuare mulți dintre ei, mai ales că sunt, noi ne bucurăm că apar prestatori privați care încep să presteze în raioane. Au apărut PPP-ul, să spunem, la Orhei, la Căușeni, acum la Ungheni se așteaptă. Deci mai sunt anumite inițiative care apar în teritoriu și este benefic lucrul ăsta și acolo trebuie serviciu. Să nu mânăm pacientul, să cheltuim banul lui la Chișinău să-și facă o investigație. Dar, bun, deci servicii în altă performanță cresc. Evident că ele sunt limitate de bugetul existent, că noi nu putem procura mai multe servicii decât avem și iarăși aici vine lista de așteptare despre care s-a vorbit în Marea Britanie și nu numai peste tot există acest lucru. Îngrijiri medicale la domiciliu tot este un domeniu neacoperit din păcate în țara noastră. Lumea merge la spital, dar mai bine să fie deservit la domiciliu și la domiciliu sunt prestatori privați, ONG-uri, care lucrează foarte activ și noi ne bucurăm de acest lucru că sunt ei, că dacă nu ar fi, nu i-ar acoperi nimeni pe bieții oameni care stau acasă și trebuie să îngrijească cineva. Și bine că este acest program finanțat din fondurile de asigurări medicale și avem o cotă de o dublare a prestatorilor privați pe parcursul ultimilor 4 ani în domeniul îngrijirilor medicale la domiciliu.
și apar în teritoriu, și la Taraclia, și la sud, și la nord, și sunt peste tot, este bine acest lucru. În sectorul spitalicesc n-a evoluat lucrurile atât de mult, deoarece, spunea domnul viceministru, investiția e foarte mare. Trebuie de investit o cantitate mare de bani și evident că este mult mai greu. Avem 7 spitale private contractate actualmente, dar mărimea lor este mică. Poate Spitalul Internațional Medpark e cel mai mare din toate aceste spitale. În rest, cota de piață e 1%, ați văzut, din totalul serviciilor care le prestează. Și celelalte sunt asistența medicală primară, care practic nu s-a schimbat numărul lor. Așa și-a fost, cum a fost, așa și-a rămas. Deci aici, din păcate, lumea nu prea se duce la privat, deoarece trebuie să mergi la țară, să deschizi un cabinet privat, să faci o reparație, stai în frig un pic, soba să o încălzești, iarna e, drumurile sunt mai proaste, mergi prin glod. Este o comoditate a oricărui om care investește banul propriu și noi înțelegem perfect pe cei din sectorul privat că ei își aleg unde e calea mai ușoară la început și ulterior, evident, vor fi și aceste lucruri. Și vorbind de condițiile de contractare, sunt identice. Toate sunt identice și pentru cei publici și pentru cei privați nu avem nicio deosebire. Evident că avem probleme cu acoperirea tuturor serviciilor prestate în țară. Instituțiile medicale din Republica Moldova, ca și în oricare altă țară, deci efortul lor poate fi extins foarte mult. Ei pot face servicii mult mai multe decât, poate chiar ar trebui populației, dar în principiu au o ofertă mai mare de servicii decât sectorul public și-o poate permite să o procure. Altceva este că la noi populația e destul de săracă și ei nu au bani suficient să meargă să procure servicii individual. Și mulți prestatorii privați, avântându-se într-o afacere, mizează pe sectorul privat la început, că noi nu o să contractăm compania de asigurări, noi mizăm pe sectorul privat. Noi de acolo însă luăm, ăștia oameni au bani și noi însă scoatem din ei investiția noastră. Și până la urmă se demonstrează că nu este chiar așa. Deoarece țara într-o situație economică care este și populația, dacă este posibil cu tot ce spun ei că polița de asigurare este așa sau pe dincolo, oricum, dacă este posibil, el mizează întâi pe polița de asigurare să meargă, dacă este posibil, gratis și ulterior, dacă nu are posibilitate, să meargă la plata individuală. Clar că plata individuală survine când vrea să evite rândul, vrea să evite rândul, să meargă direct la o intervenție, deși poate nu este de urgență majoră, că urgențele majore se servesc fără rând în orice instituție. Bun, dar este dreptul pacientului să apeleze. Sau sunt și alte motivații, că eu am bani și nu mă interesează, mă duc unde vreau. Aceștia care au bani pot să plece și peste hotare, să trateze nu numai în Republica Moldova, dar bine că au apărut spitalele bune în Republica Moldova și vin și turiști medicali de peste hotare care se tratează în Republica Moldova. Chiar azi ne-am întâlnit cu o delegație din Ucraina și spuneau că da, îi cunosc în regiunea Cernăuz, în regiunile învecinate, de aici tot vin în anumite instituții private și se tratează. Deci este posibil de atras și de pe piața externă, nu numai din Republica Moldova, cei care au posibilitatea să deplaseze, mai ales că în Ucraina este o situație mult mai deplorabilă în domeniul prestării serviciilor medicale, atât publice și cu atât mai mult private. Deci vreau să vă spun că noi, în final, vreau să vă spun că instituția pe care o reprezint, Compania Națională de Asigurări în Medicină, încercăm să schimbăm și metodele de contractare pe parcurs, încercăm pe viitor să încurajăm și concurența în unele domenii aparte, că este lucru benefic. Chiar și din sectorul public se mai mobilizează când știe că este un prestator privat și poate să-i presteze un serviciu mai bun și sunt anumite lucruri. Pe de altă parte, este o dilemă care trebuie să o rezolvăm, ce ține de profitul, ce spunea domnul Ciocanu, rentabilitatea prestatorului privat. Sectorul public e non-profit, deci el din start a priori are o posibilitate să presteze un serviciu mai ieftin decât cel din sectorul privat. Și la capitolul concurenței prețului este destul de greu să concurezi. Altceva, cei privați pot concura la aspectul calității. Standardele ISO, nu toți, din sectorul public, cred că aproape nimeni nu le are,
În sectorul privat, marea majoritate a instituțiilor medicale totuși obțin aceste calificative internaționale pentru că ulterior să lanseze și pe piața internațională, dacă este cazul, da? Cu atât mai mult în Republica Moldova. În afara mecanismului de acreditare care este curent, doamna Maria Cumpănă este aici, prezentă și o să vorbească poate dumneei. Deci noi încurajăm apariția prestatorilor privați, încurajăm activitatea lor, evident în condiții egale cu cei din sectorul public, nu trebuie să existe nicio diferență, nicio preferință și atunci dacă mergem pe aceleași principii, noi totdeauna vom fi receptivi și vom deschide ușa și pentru finanțarea care este disponibilă celor, și celor din sectorul privat, ca și celor din sectorul public. Mulțumesc! Ce interes ar avea un prestator privat să facă contract cu CNAM-ul? Vreau să vă spun, deci sunt diferite de interese, dar în principiu diversificarea veniturilor, că toți investitorii, fie privați, fie publici, se gândesc mai diversifice venituri. Nu se știe ce o să fie mâine cu cei de care individual vin. Poate este altă posibilitate. Oricum, Compania Națională de Asigurări în Medicină este o sursă, poate, care am dorit să fie mai mare de venit, dar e o sursă stabilă de venit pentru orice prestator de serviciu, indiferent că este public sau privat. Noi nu am avut, chiar și în criza financiară din 2009, nu am avut niciodată probleme să ne achităm cu toate serviciile medicale care au fost prestate conform contractului încheiat cu companie. Totdeauna am existat și rezerve, în fondul rezerve anume pentru acest lucru și am mai acoperit chiar cele ce au fost prestate conform contractului. Și cu farmaciștii, niciodată alt tip de contract, farmaciștii tot își diversifică. Pentru ei este important să mărească eșantionul de pacienți care vine să procure medicamente. Și orice pacient, dacă știe că acolo este preparat compensat sau gratuit, evident că o să meargă la farmacie și o să-l ia. Și farmacistului, indiferent cine îi plătești, pacientul sau compania, până la urmă banii să vină în visteria lor, în bugetul instituției medicale private. Și orice sursă de venit este benefică. Chiar și cea publică, care actualmente, datorită implementării noului sistem, a devenit mult mai flexibilă și mai clară. Înainte cu trezorerie era complicat. Un prestator privat trebuia să primească cu anii plățele, cred că ca domnul Ceaicovski dă din cap, o să amintești. Vindeai vreun utilaj, apoi nu vineau banii cu anii, cred că nu mai ajungeau. Și asta era situația, dar acum este mult mai clar. Regulile de joc sunt foarte clare. Noi purtăm răspundere pentru ceea ce am semnat, cum și prestatorii privați poartă răspundere pentru ceea ce au semnat. Fiecare cu obligațiunile și cu responsabilitățile lui, dar toți suntem părți contractuale. Noi nu suntem finanțatori. Noi suntem cumpărători de servicii. Vindeți-ne servicii, noi le cumpărăm. Dacă o să fie servicii bune, cumpărăm și mai multe. Și tot așa. Mai scump? Depinde, depinde. Apropo, vreau să spun că prestatorii privați sunt mai bravo decât cei publici. Ei reduc prețurile chiar sub tarifele existente. Prestatorii privați vin cu inițiative foarte interesante. Procurați de la noi servicii mai multe și noi facem o reducere de 10-20%. Și este foarte bine când el vine cu o ofertă mai mică decât un spital republican, spre exemplu, sau oricare alt spital sau o instituție de înaltă performanță. Deci prestatorul privat, el se gândește oricum la, știți cum, chiar sunt reduceri, uitați-vă la magazin când fac 70% reduceri, parcă îți pare că el lucrează în pierdere, dar el mai bine să-și marfa aceea să o vândă, sau utilajul lui, care stă degeaba mai mult de jumătate de zi, el mai bine vinde, el mai ieftin, dar știi că îl rulează într-una și utilajul se rambursează mult mai repede decât să stea pe loc. Deci el gândește mult mai logic, într-un fel, decât unii din managerii sectorului public, din păcate. Deși sunt și acolo manageri buni care tot exact cu aceleași propuneri vin, dar prestatorii privați mai mult, sunt mai cu inițiativă în domeniul ăsta. Păi noi vrem, spre exemplu, pentru anul viitor, avem careva inițiative, nu vreau să vă spun care servicii, dar vrem să anunțăm un fel de concursuri pentru serviciile date. Și o să fie invitați toți, cei publici și privați. Și o să încercăm să facem o
măcar anumite domenii unde mai puțin risc. Înțelegeți că sunt și riscuri în anumite domenii care trebuie să le măsurăm destul de bine înainte de a ne lansa. Încă o dată v-am spus, piața medicală nu este ceva care poate fi cerere și ofertă simplă. Deci nu pot să vii la început de an, oameni buni, dați-mi atâtea servicii de tipul ăsta sau de celălalt tip. Chiar și unii care veneau și mai uitau, care nu mai înțelegeau de pe timpuri, de pe la ministerile astea care mai vechi, nu din sănătate, vorbesc de alte. Dar de ce nu-i clar la voi câte apendectomii multiplicat la o sumă să-ți dea un buget? Nu există. Deci în medicină totdeauna este incertitudinea în medicină. Nu este cert ce o să fie mâine. Noi nu știm mâine câte cazuri de gripă o să apară sau epidemie de Ebola, nu dai de omul, sau alte lucruri. Deci este o incertitudine. De aceea totdeauna fondurile astea sunt destul de fluctuante. Într-o zi poate crească un tip de servicii sau într-o lună, în altă lună alt tip de servicii. Dar sunt servicii constante. Spre exemplu, servicii de înaltă performanță, care mai mult sau mai puțin, ele sunt, e clar, câte mii sau sute de mii sau zeci de mii trebuie să existe sau la moment pot fi prestate în țară și care noi putem să le procurăm. Deci serviciile astea deja câțiva ani am lucrat, am făcut o evidență și putem să le lansăm anumite tipuri din ele, să le lansăm într-o competiție. Cum se face în Estonia, spre exemplu? Aceeași competiție se face, se anunță, noi avem nevoie de 20.000 de servicii, spre exemplu, de un anumit tip. Vine un prestator privat și spune că eu dau 10.000 de servicii cu prețul de 5 lei, altul vine și spune că dă alte 10.000 cu 10 lei și altul 10.000 cu 8 lei și până la urmă obții un concurs. Evident că poți să negociezi cu toți trei și până la urmă toți convine să cadă la același preț și să împarți numărul de servicii. Deci asta așa o chestie simplificată, eu vorbesc desigur, ele o să fie mult mai concrete și mai sofisticate. Sau serviciile de screening, spre exemplu, care sunt, care să fie lansate pe aspectul contractual divizat pe instituțiile care prestează. Deci cel care prelevează să aibă o sumă fixă, cel care face examenul histologic și alt contract. Și deci toți să fie legat într-un sistem și toți să decurgă unul din altul. Sau acela care face colposcopie, care în țara noastră, dar pentru fiecare nivel de este o să fie pus standarde. Cel care o să aibă ISO o să aibă preferințe mai mare, cel care o să aibă, nu o să aibă ISO, o să aibă alte preferințe. Și ISO tot sunt de diferite tipuri, știți, acolo sunt și... O să vedem și domeniul dat. Deci, până la urmă, eu am aici, dar nu avem timp, am o prezentare flashcard legată de metodele de contractare, cum sunt și în alte țări, și noi vom adopta anumite momente de contractare în sensul ăsta. Corect. De asta și vorbesc. Că noi spunea domnul Ciocanu de Lituania, sau cine a spus de Lituania, nu asta a spus, îmi pare, de Lituania. Ei au deja la casa lor de asigurări de sănătate, au astfel de criterii, care noi deja ne pregătim să preluăm o serie din ele. Dar eu spun că o să fie o chestie treptată. Deci să vedem, să măsurăm forțele. Mai mult ca atât, unul din partenerii noștri de dezvoltare chiar a impus ca un indicator de performanță includerea acestei metode de contract, mai bine zis, nu de contractare, dar un criteriu. Domnul Ciocanu, a avut o întrebare. Ministerul Sănătății și compania de asigurări pentru a consulta
Am înțeles întrebarea, domn director. Eu și cred că și domnul Ciocanu vă spune că noi suntem de acord să participăm la etapa de discuție a oricărui proiect. Deci, măcar să vă spunem cinstit, din punctul nostru de vedere, are sens să te bagi sau să mizezi pe atâtea servicii sau nu are sens? Că, până la urmă, cei care vor să facă uneori un parteneriat public-privat din teritoriu, ei sunt idealiști. Cred că mâine o să crească serviciile la ei nu știu cu cât. Și dumneavoastră tot evident că n-aveți de unde să știți și mergeți uneori și pe riscul propriu. Că, până la urmă, orice investitor privat, asta și diferența sectorul public. El riscă cu banul propriu. Și în sectorul public nu riscă cu banul propriu. Dar dumneavoastră riscați cu banul propriu. Și aici evident că e pe riscul dumneavoastră. Și nu poate Ministerul Sănătății să fie evitat. Că politica în acest domeniu ține Ministerul Sănătății. Ei știu în principiu unde e bine de făcut un PPP, unde e de implementat un PPP în sănătate. Noi nu ne băgăm PPP-urile în agricultură sau în învățământ, dacă sunt acolo. Asta e altă problemă. Noi vorbim de sistemul de sănătate. Și compania de asigurare medicină, ca potențial finanțator, trebuie să fie cumva implicat aici. Nu poți să eviți. Dar PPP-ul în raioane se face pentru spitalul din raion. Nu se face pentru contractarea companiei, încă o dată spun. Spitalul are nevoie de anumite servicii care nu le poate presta și el le procură de la un prestator privat. Și el încearcă să-și facă oferta lui mai atractivă, să vă atragă pe dumneavoastră. Noi înțelegem. Și apoi prestatorul privat ne merește uneori într-o situație, deși acolo am înțeles că s-au pornit lucrurile mai bine, dar inițial a fost mai complicat. Eu cred că la Ungheni dumneavoastră v-ați măsurat forțele și o să reușiți mai bine. Nu trebuie să pedalăm pe beneficiul pacientului doar. Prestatorul privat nu face numai pentru beneficiul pacientului. Asta e primul rând, dar face și pentru beneficiul său. Și asta e și logic. El pentru asta își face investiții. El pentru asta riscă, el pentru asta se scoate. Nimeni nu-l acuză pentru lucrul ăsta. Deci, prestatorul are și beneficiul său și pentru dânsul. Când se avântă într-un proiect, te gândești, eu un credit de la bancă, dar mă gândesc ca să-l pot întoarce sau nu. Așa, să merg într-o pierdere sau să câștig. Așa e și aici, cu PPP-ul. Da. Dacă noi să participăm la negocieri, noi putem să fim și parte contractul. Dar vedeți că negocierile voi le-ați purtat fără noi sau alții și așa că noi cum contractez și aici, noi nu putem să ne obligăm. Dacă permiteți, eu să intervin aici, din câte știu, în sală trebuie să fie un reprezentant sau două reprezentante al Ministerului Economiei. Doamne, să vedeți dumneavoastră, poate răspundeți întrebările care au fost Da. Foarte bine că... Da, dar oricum, Ministerul Economiei face un lucru mare în domeniul ăsta. Noi trebuie să-i lăudăm, că sunt activi în promovarea antreprenorilor și... Dar oricum, este bine probabil și Ministerul Sănătății să fie implicat aici. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu mergem mai departe, și reiterez invitația mea de a servi din lemele care le vedeți și în discuții de-aia. Hai, altă idee. Domnul Coman. Da, domnul Coman. Nu mă duc până nu vorbește domnul. Stimate domnul ministru, stimate domnul director general, colegi, prieteni. Deci, în primul rând, vreau să salut inițiativa organizatorilor de a face așa o reuniune, dar, din păcate, am și multe cuvinte de critică, fiindcă noi vorbim între noi. Cum ar fi, dar toți cei prezenți aici. Deci noi, ca și cum n-ar fi nimeni să ne asculte, nu avem noi, deci numai camera de la vedere este pentru ea poate importantă. Este un fel de interviu și altceva nimic. Noi toată lumea din sală cunoaște toate problemele și noi ne schimbăm cu niște opinii așa care are. Deci păcat că cel puțin ar fi fost, dacă ar fi fost sala asta plină cu studenți, măcar ar fi fost un fel de efect care va rămâne pentru cineva, un efect benefic. Dar oricum, noi suntem împreună aici și ar trebui să ne schimbăm și noi câteva opinii, să vedem poate că undeva noi găsim un scânteie de ceva nou.
Și eu n-aș, nu vreau să continui discuția care au făcut-o colegii mei vis-a-vis de serviciile care sunt prestate în mediu, deci serviciile medicale propriu-zise sau cele colaterale, deci cu suportul financiar al companiei de asigurări de medicină. Eu o să mă refer numai la domeniul care am onoarea să am treabă cu el, vorbesc de domeniul de medicamentului și o să încerc să vă povestesc despre o singură parte a acestui proces de fabricare, de distribuție, deci de utilizare a medicamentului. Ca și un proces vertical integrat. Și sper că domnul Ceco să nu se supere pe mine că nu-l bag și pe dânsul în seamă cu alt proces care e de asemenea foarte important, dar ține de alt domeniu, de asemenea reglementat de către Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale. Deci să vorbim despre procesul de producere, de fabricare a medicamentelor. Avem aici un reprezentant acestui domeniu, domnul Băluțel, care este director general la întreprinderea Eurofarmaco, o întreprindere foarte bună, cu toate autorizările necesare în acest domeniu, are certificat GMP, bine mersi, și european și cel național. Și aș vrea să încercăm să discutăm despre acest lucru. Deci, câteva zile în urmă, la mine m-a rugat cineva din colegi să-l consiliez pe unul care vrea să-și facă o întreprindere farmaceutică, o fabrică de medicamente. Sigur că sunt notorii chestiile că la noi sunt foarte profitabile cele care care le face vermoni. Numai cu vermoni, cum se numește? Veterinărie. Nu veterinărie, de altă. Deci, nu, vorbesc de hormoni. Deci a venit băiatul din alt domeniu și hai să-mi spună că a închiriat un spațiu și a luat niște utilaje acolo care costă niște bani acolo, plătește 5.000 de lei în lună, de dolari în lună, hai să-l consiliez. Zic, bă, ce ai făcut tu chestia asta? Înainte de a face o întreprindere producătoare de medicamente, deci asta e cu totul altceva decât te închipui tu. Asta nu e fabrică de turnat apă, de făcut pâine sau ceva, e altceva care e din alt domeniu. Deci alt domeniu cu alte reglementări mult mai sofisticate, mult mai importante și mult mai, deci, care necesită un efort mult mai mare decât o afacere simplă. Deci asta ține în primul rând de partea investițională, costă foarte mult și ține foarte mult încă și de partea organizațională. Deci, pentru a crea o întreprindere asta, cum am mai zis și colegii mei, că se începe de la o idee, după aia de la un studiu de fizabilitate, după aia un business plan, după aia la încercările de a căuta finanțare și propoziții de acum implementarea acestui proces, se încep mult mai lungi etape, cum ar fi etapa de proiectare, etapa de licențiere a activității de acest domeniu. Care, apropo, de acest domeniu se ocupă, licențierea acestui domeniu se ocupă Ministerul Economiei prin Camera de Licențiere. Eu sunt contra la această cameră, la licențierea unui domeniu de activitate foarte important și foarte reglementat. Foarte reglementat, de alte instituții decât cea de reglementare. Toată lumea, deci este o stare de lucru atunci când agenții de reglementare sau autoritățile de reglementare emit permisiuni de a activa în acest domeniu și ei verifică, deci, corectitudinea respectării acestor condiții în baza cărora s-a eliberat această licență și, deci, intervine în momentele respective. Din păcate, la noi situația în țară așa e cum este și trebuie să o luăm ca atare, dar cum am zis, după o mică autorizare, cum a fi licențierea activității activitatea farmaceutică, se încep toate restul, proiectarea. Deci după proiectare, construcția,
construcția unei întreprinderi, unei fabrici de, sau reconstrucția unei, unei căzări existente necesită foarte multe eforturi și condiții speciale. Domnul Bălățel acum construiește a doua hală, de, a doua punct de producere și el știe mult mai bine ce ar însemna treaba asta. Deci care sunt condițiile tehnice strict necesare pentru a crea o întreprindere capabilă să se conformeze cu regulile de bună practică în, de fabricație în domeniul medicamentului. Deci asta este noi am elaborat ghidul de bune practici de fabricare, care conține cred că 400 de pagini de tipar care sunt obligatorii pentru a fi respectat. Tocmai din cauza că medicamentul nu este o marfă oarecare, nu este apă, nu este, eu știu, încălțăminte. Este o categorie mai puțin deci economică, aș spune, și mai mult de altă natură. Deci după partea tehnică apare și partea de proceduri. Deci descrierea fiecare proceduri, standardizarea acestor proceduri este poate mult mai important decât însăși investiția propriu-zisă în tehnică. Fiindcă elaborarea procedurilor, deci procedurile a unui ciclu de producție începe de la contractarea materiei prime, deci nu de la începutul fluxului de producție, dar de la contractare, de la criterii de contractare, de la cercetarea peții materiei prime, selectarea acestei materii prime. Deci după aia merge aducerea acestei materii prime la întreprindere, după aia toate procedurile care sunt cred că vreo 100 de la începutul fluxului de producție până la sfârșit, cu controlul calității, cu de toate. Deci pentru o întreprindere mică, cu un mic flux de producere, cred că este necesar vreo 5 tone de hârtie. 5 tone de hârtie de proceduri standarde, deci de proceduri operaționale standard. Așa e, Boris, sau nu? Așa e. Deci, tocmai după asta, da, mai este o treabă. Deci avem de implementat și toate structurile colaterale, cum ar fi laboratorul de control calitate, care este, trebuie să fie și toate, da, afară de asta, totul utilajul trebuie să fie validat de organisme internaționale și laboratorul de asemenea, fiecare utilaj de laborator trebuie să fie validat de către producător, cu descrieri respective, deci care costă și bani. Tocmai și concomitent cu treaba asta, cu tot ce am spus până acum, un element extraordinar de important, chiar aș spune prioritar, personalul angajat la această întreprindere. Deci, acum avem un deficit foarte mare de personal deci în domeniul în producerii medicamentului și nu numai. Domnul profesor a avut perfectă dreptate. Noi suntem, din păcate, nu suntem competitivi cu mediul din afară, acum avem toate deschiderile pentru a pleca în afară și mulți din concetățenii noștri pleacă la o viață, pentru o viață mai bună. Și atunci când vom fi competitivi la salariu, atunci oamenii nu vor pleca. Noi producem anual mii de doctori, de farmaciști, de când eu mă țin minte, când am absolvit și eu deci Universitatea de Stat, Institutul de Medicină, deci minimum de la 400 la 1000 de oameni iese de acolo și nu sunt, pleacă. Dacă în afară, altă parte unde să se ducă. Deci e o problemă foarte mare pentru a crea profesioniști în domeniu. Și atunci când sunt toate treburile astea sunt inserate într-un complex, de-abia atunci ei, ca și entitate, ca și unitate farmaceutică de producere a medicamentelor, pot apela la o autoritate de reglementare din altă parte pentru a solicita inspectarea locului de producție, pentru a primi certificatul cel mai important pentru ei, se numește GMP sau Good Manufacturing Practice. Deci certificat de bună practică de fabricare a medicamentelor. Un lucru absolut necesar și obligatoriu pentru producătorii de medicamente. Fiindcă noi dorim prin asta, dorim ca calitatea la medicament să fie reproductibilă, funcție, deci indiferent de seriile produse.
Și tocmai formalizarea la toate procesele respective ele, și sunt deci, garantate prin certificatul respectiv. Sigur, prin toate, tot lucru care aduce la emiterea sau la primirea acestui certificat. Și după asta, de acum, având numai capacitate de producție, se începe altă etapă. Deci producătorul de medicamente vrea să-și producă medicamentele. Care medicamente? El nu are niciunul decât numai poți să contracteze cu cineva să-i facă pentru cineva. Sau este altă variantă când el își înregistrează sau autorizează punerea pe piață a medicamentelor. Sigur, sunt cazuri în alte țări, nu la noi, la noi mai puține, când cineva inventează un medicament, dar asta e un lucru foarte costisitor, costă pe la miliarde de dolari și mulți ani de cercetări și de autorizări, de cercetări în tot domeniul, chimice, clinice, etc., etc. Deci e un ciclu foarte, foarte, deci lung, de lungă durată, și atunci toată lumea de la noi folosește varianta de a produce medicamente generice, care sunt absolut identice, sau în teoretic spus, absolut identice cu cele originale, care cineva le-a inventat, la care s-a terminat perioada de protecție a datelor cu caracter personal. Deci pot folosi datele de testări clinice pentru a le înregistra ca și generice, ca și medicamente generice. Deci aceste medicamente generice la noi în țară reprezintă, cred că, 80% din tot nomenclatorul de stat, și asta nu înseamnă că e un lucru rău, este un lucru bun, fiindcă ele duc la diminuarea costurilor de care le face sistemul de sănătate, deci din cauza că ele diferă foarte mult de la caz la caz. Noi putem, în cazul ăsta, putem să facem și procedura de achiziție prin concursul prețului, prin concursul acestor medicamente, ca să căpătăm ca banul public să fie cheltuit cât mai eficient. Și sigur că eu am deschis acum numai un proces de producție, deci un proces de producție care devea, începe calea unui medicament în spațiu, deci a utilizării deja a lui, atât în spațiu public cât în farmaciile publice și private. Deci după aia, sigur că este canalul de distribuție, cum ar fi distribuitorul, pe urmă sunt farmaciile, avem, apropo, sunt vreo 1000 și plus minus, vreo 1030 de farmacii publice în țară și mai avem vreo 200, cred că cele din spitale, care tot au treabă cu, deci ca și farmacii, dar nu sunt în cadrul farmaciilor propriu-zis, care noi le considerăm, deci, ca și farmacii. Este un... deci, dacă prima parte care am descris-o despre producție este guvernată de către un cadru care condiționează producerea și calitatea producerii, mai este, după aia, sunt încă două standarde care trebuie obligatorie să fie respectate. Se numește GDPU, care se numește Good Distribution Practice, care ține de transportarea, de păstrarea, de manipularea acestor medicamente, și după aia cel de GPP, care se numește bună practică de vânzare, de retail, vorbesc de farmacie, procesul de vânzare sau de eliberarea acestor medicamente, care de asemenea are reglementările sale. Dar nu o să mă refer la treaba asta, fiindcă oricum procedurile de lansare a acestor unități sunt mult mai simple. Mult mai simple, sunt criterii bine stabilite, trebuie să iei autorizările respective pentru tineri, vorbim începând cu cel sanitar, cu pompieri, poliție, etc., doamna cum până vine cu estimarea, evaluarea calității serviciilor, și până la urmă ei primesc o drept de activitate. E o chestie mai simplă. Sigur că știți foarte bine că toate farmaciile noastre sunt atât solitare cât și integrate în rețele mai mari, care prestează
deci o gamă mai mare, care mai mică. Nu avem probleme la capitolul proximitate, în primul rând, fiindcă, cum a zis și domnul director Buga, noi avem Chișinău ca și un centru de tot, deci de business, de bani, de circuit, și noi avem, deci tot ce este în afara Chișinăului este defavorizat din punctul de vedere a serviciilor prestate, inclusiv și farmaceutice. Nu mai vorbim de partea, deci, rurală, care este absolut în afara acestei activități. Deci, conform legilor care acum sunt în vigoare, nimeni nu poate, deci, chiar și cele din centre de sănătate nu sunt legale. Deci, alea care se vând de tot felul de doctori, deci medicamente prin altă filieră decât cea de distribuție prin farmacie, nu este legală, din păcate. Noi o acceptăm atât timp cât vrem să asigurăm cetățenii cu o asistență mai mare, dar ele nu sunt nici eficiente. Și eficiența economică a acestor farmacii, sigur că este o problemă care ține exclusiv de o cercetare de piață, de un calcul economic bine făcut de către cei care vor să investească. Fiindcă una este să deschizi o încăpere cu două, trei medicamente, acolo să nu-ți dea nicio rentabilitate și niciun sens din asta, fiindcă nu poate să dea toată gama deci de servicii care ar da o farmacie din Chișinău, și alta e să faci o farmacie bună, cu un stoc de marfă care ar apropia deci sectorul rural de cel urban. Asta costă bani. Orice stoc de marfă, știți foarte bine, costă bani. Sunt bani investiți pentru o perioadă nedefinită. Rulajul din cauza sărăciei populației rurale este foarte mic și deci investiția nu tot timpul are rost. Numai în cazurile satelor cu populații mare pot să mai vorbim de acest lucru. Și până la urmă asta și se întâmplă. Deci acest domeniu de domeniul medicamentului este unul foarte foarte important și aș spune că e cel mai apropiat de mediul privat, de mediul clasic privat, mai sunt cel medical, fiindcă medical e o chestie care merge în paralel, dar varianta clasică de business este prioritară în acest domeniu. Deci vorbim de o întreprindere deci economică, cu toate reglementările respective, vorbim de fluxurile de marfă, deci vorbim de marfă până la urmă, de fluxurile de bani și după aia, sigur că sunt și parte de reglementare a medicamentului ca și medicament, care nu vreau acum să încep să-l discutăm, fiindcă nu ține de discuția noastră acum, vorbim de mediul de afaceri în domeniul respectiv. Deci, ca să nu vă rețin prea mult, eu am să mă opresc când pot vorbesc. Mersi. Dar să vedeți mai pentru noi afaceri pe piața deci, dacă vorbim de producători de medicamente, deci în 2 ani în urmă am avut 28 de fabrici de medicamente, acum au rămas 6, care au dreptul de producere, de fabricare. Deci avem cei care au certificat GMP, în baza căruia pot să activeze, în afară de tot restul. Eu sunt... deci în ultimul timp mai vehiculează tot felul de discuții despre deci distanță dintre farmacii. Chiar a fost și o proiect de lege în domeniul respectiv să nu fie mai aproape de 250 de metri, 500 în altă parte, sau deci tot felul de reglementări care sunt deci induse în societate. Eu sunt adeptul la altă. Eu zic așa că atât timp cât o afacere deci este rentabil, ea are drept să fie. Atunci când cineva va avea pierdere din activitatea sa, el își va o închide. Nu, deci în alte țări sunt diferite modele. Sunt țări care, farmacii ca atare, nu se duc la deci, doctorul de. Și restul dat se vând prin magazine ca și OTC-ul sau ca și suplimente. Deci sunt alte țări care
merg ca pe sistemul nostru, cum ar fi România. Tot are și rețele, are și deci distribuitori și etc. Sunt ceva intermediar. Eu consider că noi suntem o țară emergentă, cu toate, deci cu toate ce se întâmplă la noi în stadiu de perfectare, de o dezvoltare în dinamică. Și acum să forțăm noi un proces considerând că așa e bine sau așa e rău, eu nu cred că asta e cel mai important lucru pentru noi. Eu aș spune că libera inițiativă și concurența își va spune cuvântul în domeniul respectiv. Deci, ca să vă spun ca și un exemplu, la Institutul Oncologic sunt 3 farmacii alături. Deci, cele 3 farmacii vând cu preț de depozit. Pe secret vă spun. Deci vând la preț de depozit, nu își adaugă nimic. Cu toate că știți foarte bine că în domeniul chain-ul ăsta de distribuție avem foarte o strictă reglementare. Că în wholesale, în angro, au dreptul să aplice o marjă nu mai mare de 15%, inclusiv toate cheltuielile operaționale. Și în retail au dreptul să adauge ei o margine, să aibă o margine numai mare de 25%, inclusiv OPEX-ul, deci cheltuielile operaționale. Cum am zis, la cei 3 farmacii, atât timp cât este o concurență acerbă acolo, dintre tot 3 mari concurenți, deci se vinde cu preț de depozit. De cum v-am spus. Deci asta este, dovada faptului că concurența își va spune cuvântul. Până cineva din ei nu va muri din cauza că, băi, pierd timp și cu care treabă. Să-i pe dragul. Să deschide mai mult. Ce anume? Nu, e strambiția noastră, e strambiție. Exact. Minus 20? Deci e... Nu, deja noi primim cu minus 30%, înseamnă că nu punem afișul. Deci, sunt șmecherii de market. Deci, da. Mult mai ieftin decât la noi, Republica Moldova. Și atunci nu-mi dau seama cum, domnule, acolo, parcă distanța dintre noi și România, e un preț și la noi este alt preț. Deci, și mai e întrebare cu mulți medicamente care erau bune, originale, de cândva, mă nu-mi mai găsesc. Okay. Și dacă ies în străinătate, mă duc și-mi iau 1, 2, 3, 4, 5, O să uit prima întrebare, dar nu contează, o să mă amintesc. Deci, vis-a-vis de prețul de la medicamente. Aici țin să vă contrazic din cauza că noi avem statistici. Noi nu vorbim acum de pe baza la unele cazuri. Că undeva acolo, sigur, poți găsești un medicament care îți trebuie personal și îl găsești mai ieftin decât aici, deci poți să mai fii și treaba asta. Cum a fost... Aflutopul tot timpul era în discuții. Uite, acolo costă $10, dar noi costă 20. Acum, aflutopul l-am interzis să fie înregistrat aici cu un preț mai mare decât în România. Deci, da, asta e ca excepție, fiindcă noi practicăm să analizăm lucrurile în baza statisticii. Și acum vreau să vă spun, păcat că nu sunt distribuitor de medicamente, sau eu cel puțin nu văd eu. Dar și o să vă spun că în raza frontierii noastre, vorbesc de Ungheni, Cahul, ce mai este acolo, nu mai știu. Deci, au farmacii care vând mai mult decât în Chișinău. Din cauza că sunt multe medicamente care sunt la noi în piață, mult mai ieftine, triplu mai ieftine decât în România. Triplu mai ieftine. Deci asta e statistica. Statistica noastră spune că de la caz la caz
se întâmplă și așa și altfel. Ceea ce ține de, deci de părăsirea pieței de către, de către deci medicamente, care este o fluctuație, o fluctuație. Atunci când companiile producătoare consideră că pentru ei nu este important de a fi la noi în piață, să vă spun care e cauza până la urmă. Deci noi avem un sistem foarte, foarte bun de a stabili prețul de producător. Avem un cadru, deci în baza căruia se stabilește prețul în baza evaluării la 9 țări de Uniunea Europeană care au populație numai mult de 25 de milioane, se ia prețurile, trei prețuri cele mai mici, se ia media dintre ele și asta este prețul de producător al medicamentelor. Deci care se înregistrează în Catalogul Național de Prețuri. Asta e prețul de referință în baza căruia, deci atunci când se importă, se face importul unui medicament, prețul să nu fie mai mare decât prețul ăsta. Și atunci, prețul la noi, din cauza acestui procedeu care noi îl folosim de câțiva ani, s-a dus mult în jos față de țările limitrofe. Din cel mai important lucru, partea estică. Vorbesc de Ucraina și vorbesc de Rusia, unde prețurile sunt mult mai mari. Și atunci, mulți din producătorii mari au reprezentanțe făcute în zona Europei. Noi, de mult timp, eram în zona de influența CSI-ului, ca și cum era Rusia, Ucraina, Kazakhstan și mai departe. Și atunci noi luam marfă, deci era via aceste centre. Și chiar și inscripționările erau în rusă sau în kazacă sau ce mai fie acolo. Și atunci la, nu știu cum să spun, dar eu am un cuvânt de rău spus de ei, reprezentanța sau firmele astea care reprezintă, că sunt niște SRL-uri, ei spun așa, băi, dar este, dacă noi înregistrăm prețul în Republica Moldova, ăștia din Rusia o să ceară același preț, cât într-același loc eu, cu aceeași, deci nu diferă. Și atunci ei nu înregistrează prețul aici. Ca să nu, la noi doar treaba asta e transparentă, se publică acolo. Mai este un fenomen care trebuie să-l cunoașteți toată lumea, că este fenomenul de import paralel sau reexport a medicamentelor. La noi, în Uniunea Europeană, asta e o practică legală. La noi e o practică, nu că legală, nu e, deci nu e, nu e, nu e, mă rog, nu e, nu e, nu e, nu e, asta e altceva. Deci acolo este o chestie foarte clară, fiindcă într-o zonă comună se ia dintr-un loc, că e o piață cam comună. Aici e pur și simplu un reexport, nu se face vama aici. Pur și simplu el face în baza contractului care are cu Moldova, el deci cumpără de la furnizor, de la producător și nu-l vămâiește, nu face vama de intrare. Merge direct habar n-am unde. Și atunci, deci piața asta acum a ajuns până la 1 miliard de lei. Anual. Tot din cauza la prețurile foarte mici care noi le-am băgat în mâncătorul de stat. Și multe altele, deci. Adică avem un, deci, producătorul nostru de medicamente care are magazine, farmacii, pardon, și în România. Spune, deci, Boris, care... Deci nu e același, deci atât în Republica Moldova, cât și în România, cât și în alte țări europene. Piața farmaceutică de mult este fragmentată sau divizată ca și toate celelalte piețe. Personal, suntem un holding foarte mare care ne ocupăm atât producția de medicamente cât și cu distribuția. În afară de activitatea farmaceutică, deci avem și alte activități. Avem un spital privat, deci... Vreau să vă zic cel mai... Spune-te, rog, că nu pierdem mult timp, reclama îi faci după. Deci diferența de preț în Moldova și în România, că asta a fost discuția. Prețul, da, eu vă zic, la noi, datorită implementării de catalogului național de prețuri, deci cu Sănătății de Comun cu Agenția Medicamentului, vreau să vă zic, începând cu anii 2008, 2009, 2010, prețurile la medicamente au scăzut. Eu, ca producător, nu pot să înregistrez. Chiar azi avem discuții cu directorul Agenției Medicamentului. Deci nu pot să înregistrez mai scump. Am țările de referință. Se ia media prețului la țările de referință. Și eu trebuie să mă racordez la prețul celălalt, la prețul mediu. Nu pot să mă duc mai sus. Inclusiv pentru cele pe care le produceți? Inclusiv pentru cele care le produc. Da, 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 da.
Deci sunt câteva, dacă... În anii 2008, vă zic, chiar era un haos în domeniul ăsta. Erau prietele, nu zădava populația și oamenii spuneau, băi, prietul săritoare la cer. Deci catalogul național de prieteni, treptat, a fost treaba asta. Deci, așa mă tălășesc. Mai bine întreabă. Bravo. Bravo. Practic 2 lei, asta eu cred că e o... Asta e bine. E vorba de flux, se spune valutar, nu e vorba de prețul... Deci, prețul e o categorie deci, și economică, dar și subiectivă. Mă scuza, domnul director, cât costă 10 pastile de aspirin în Polonia? Nu știu, e că e tânăr în grăsie, nu doar că... Păi bine, bine, dar nu știu cât costă, 80 de bani. Zic eu. Da, zic, la... Un leu, deci la noi? La noi câte? Depinde cine îl produce. 10 bani la producător, poți să adăugați 40 pe euro, 40 de euro. Să-l găsiți în farmacie maximum. Un leu și 10 până la 1,50. De acolo 3 euro. Da, dacă e 3 euro. Asta vă zic, dacă discutăm... Unde este clar? Dacă vă produceți și vizeți. Deci, prețurile este o categorie foarte, foarte subiectivă. Fiecare om, deci are percepția proprie de față, vis-a-vis de prețul. Cel care are bani nu se uită la preț de medicamente. El are nevoie de medicamente și el îl cumpără. Cel care nu are bani, cât n-ar fi de ieftin, oricum pentru el e scump. Deci asta e psihologia omului. Vă rog. Bun, vă mulțumim tare mult. Vă mulțumesc, domnul Călugăreanu. Stimați colegi, bună seara tuturor. Ținând cont de faptul că deja este ora foarte târzie, mă voi strădui ca discursul meu să fie foarte succint și de aceea mă voi strădui ca să punctat să vorbesc despre ce este evaluarea și acreditarea, care este istoricul dezvoltării acestui sistem la noi în Republica Moldova. Și aș vrea să încep cu faptul că sistemul de evaluare și acreditare național în sănătate din Republica Moldova este unul relativ tânăr, relativ nou, adică a fost înființat în anul 2001, prin legea 552 cu privire la evaluarea și acreditarea. Prima procedură de evaluare și acreditare a avut loc în 2002. Prin urmare, procedura de acreditare se realizează odată la 5 ani. Este una obligatorie. Prin urmare, astăzi noi suntem la etapa de la ciclul 3 de evaluare și acreditare a instituțiilor medico-sanitare și întreprinderilor private. Aș vrea să menționez faptul că, deoarece astăzi vorbim despre antreprenoriat în sănătate, despre instituțiile medico-sanitare private și întreprinderi, atunci vreau să spun că se supun procedurii de evaluare și acreditării nu doar instituțiile publice, dar și cele private, indiferent de tipul de proprietate, forma juridică de organizare, adică fie private, fie departamentale, fie subordonate Ministerului Sănătății. Sistemul de evaluare și acreditare în sănătate în Republica Moldova a fost preluat ca modelul francez și activând anterior în cadrul Ministerului Sănătății în domeniul, în direcția calitate, coordonând serviciul dat și acum, al patrulea an, activând în cadrul acestui serviciu, vreau să menționez că procedura de evaluare și acreditare a fost un element sau un instrument de mobilizare a instituțiilor, a angajaților instituției de a-și îmbunătăți calitatea serviciilor. Deci, practic, deci care este misiunea și viziunea serviciului de evaluare și acreditare este de a orienta serviciile de sănătate către calitate, către siguranță și către performanță. În ce constă procedura de evaluare și acreditare? Constă în determinarea gradului de corespundere a serviciilor care le prestează o instituție sau o întreprindere medicală cu standardele de evaluare și acreditare în sănătate.
Adică instrumentul de bază cu care activăm noi în cadrul instituției sunt standardele medicale de evaluare, standardele de evaluare și acreditare sau standardele de referință, manualul de referință se mai numește în alte țări, pentru a nu le confunda cu standardele de calitate care se aplică în instituție. Deci, în afară de faptul că procedura de evaluare și acreditare este un instrument care mobilizează, care ajută instituției de a-și îmbunătăți calitatea, ajută profesioniștii de a-și identifica locurile slabe, locurile tari, de a-și stabili prioritățile și modalitatea de îmbunătățire a lor. Iată aici echipa de experți vine cu recomandări și care sunt etapele de evaluare și acreditare. Deci prima etapă se începe, deoarece vorbim care sunt relațiile noastre cu instituțiile private, deci prima etapă începe cu contractarea. Deci instituțiile medico-sanitare private, procedura o încep nu la începutul, la etapa inițială de fondare a întreprinderii private, dar la finele unui an. Adică este nevoie ca noi să nu evaluăm doar sediul, dar evaluăm activitatea, calitatea activității. Asta este experiența în mai multe țări. Unele încep acreditarea peste jumătate de an, peste un an. La noi în lege este stabilit că instituțiile, sau mai bine zis, Motamo este indicat, conducătorii instituțiilor medico-sanitare sunt obligați ca la finele primului an de activitate să obțină evaluarea și acreditarea în sănătate. Și mai apoi această procedură se repetă odată la 5 ani. Deci, referitor la etape, după cum am menționat, este prima etapă, este contractarea, încheierea unui contract. La etapa dată, instituția se adresează și se eliberează un set de documente. În special se eliberează manualul de acreditare sau standardele de evaluare și acreditare în domeniu în funcție de capacitate, de specificul instituției, dacă este vorba, dacă este spital sau dacă este asistență medicală primară sau este farmacie și în baza și cu aceste standarde, instituția trec în etapa a doua, etapa de autoevaluare. Deci ce înseamnă etapa de autoevaluare? Este o etapă importantă care se respectă în toate sistemele, nu doar la noi în țară. Adică când instituția, în baza acestor standarde, care includ în sine criterii de corespundere, criterii de calitate, se autoevaluează, își determină care este gradul lor de corespundere cu aceste standarde și în măsura în care văd că nu este corespundere, ei reușesc să-și îmbunătățească această situația în instituție. După o lună de autoevaluare, deci instituția prezintă dosarul pregătit cu raportul de autoevaluare. Este foarte important să vorbim despre raportul de autoevaluare, fiindcă un aspect important în sistemul de sănătate, în instituțiile medicale, este sistemul instituțional de management a calității, care a fost, de fapt, creat nu atât de mult, în 2010 a fost instituit un sistem instituțional de management a calității, Consiliul Calității. Noi avem aici în sală reprezentanți, conducători de instituții private, unde, cu deosebit plăcere, noi vedem cum funcționează acest sistem instituțional de management a calității. Și anume acolo unde funcționează bine sistemul instituțional, instituția se autoevaluează bine și procedura de evaluare și acreditare este una reușită. Deci după procedura de autoevaluare, după etapa de autoevaluare, urmează crearea echipei de experți și vizita propriu-zis în instituție. Deci cine realizează evaluarea?
echipa noastră, aparatul central al Consiliului Național de Evaluare și Acreditare, împreună cu experții. Cine sunt experții din domeniul sănătății? Deci, experții se selectează după unele criterii stabilite de către Ministerul Sănătății. În primul rând, trebuie să fie specialiști cu o cea mai înaltă calificare în domeniu, fie grad științific, în domeniu, grad științific sau categorie de calificare superioară în domeniu și cu un stagiu de activitate nu mai mic de 10 ani. Deci se formează echipele de experți și deja se deplasează în instituții pentru realizarea vizitei de evaluare. Deci ce reprezintă standardele? Am zis inițial că instrumentul de bază este evaluarea în baza standardelor de evaluare și acreditare. Reprezintă un ansamblu de acte normative din domeniul sănătății care au tangență cu calitatea serviciilor. Și aici aș vrea să menționez doar câteva capitole care includ aceste standarde. Deci, în primul rând, capitolul 1, drepturile pacientului, care includ criterii ce țin de drepturile pacientului la informație, la confidențialitate, la consimțământ, un șir de criterii care, mergând în instituție, urmează să le evaluăm și să determinăm în ce măsură ele corespund. Mai apoi urmează compartimentul practic instituționale, compartimentul managementul resurselor umane, baza tehnico-materială, managementul calității actului medical și traseul pacientului în instituție. Deci și dacă vorbim de spitale, pentru spitale s-a inclus un compartiment nou, cum este siguranța spitalelor. Iată, aceste două compartimente au fost incluse relativ recent. În 2010 a fost inclus un compartiment nou, managementul calității actului medical, iar în 2012 a fost inclus compartimentul managementul siguranța spitalelor. Deci acest capitol a fost inclus la recomandarea și în bază, elaborat în baza recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, fiindcă este foarte important ca să ține cont și de ca instituția în care se tratează pacienții și în care activează personal medical să fie într-un mediu sigur. Deci ce reprezintă standardele? Sunt niște documente nu statice, ele sunt niște documente care se modifică, se actualizează periodic. Dacă anterior era stabilit că ele se modificau odată la 2, la 3 ani, acum practic noi în fiecare an revizuim standardele de evaluare și acreditare și venim cu unele ajustări ținând cont de modificările care se petrec în sistemul de sănătate, deoarece acum se produc, se elaborează diferite acte normative noi, cum ar fi serviciul îngrijire la domiciliu. Anterior noi nici nu aveam așa standard, fiindcă nu era stabilit, sau îngrijiri paliative. Acum, odată cu implementarea dezvoltarea acestor servicii în sistemul de sănătate, venim și noi cu completare, cu elaborare de standard pentru acreditarea acestor servicii. La baza standardelor de evaluare și acreditare ale noastre, ale din Republica Moldova, au stat standardele Agenției Naționale de Acreditare în Sănătate din Franța, însă ele au fost ajustate la specificul nostru local. Evident că nu putem să le aplicăm mot-a-mot așa cum ele s-au aplicat la etapa în Franța, la etapa respectivă în Franța. De asemenea, noi periodic le ajustăm și la alte standarde internaționale, cum ar fi ISO 9001-2008, deci referitor la sistemul de management a calității. Dacă vorbim despre standardele pentru laboratoare, atunci standardele elaborate pentru aceste servicii sunt ajustate în baza standardelor 15.189, standardul ISO, pentru laboratoarele clinice, și în baza standardului ISO 17.025, care este caracteristic pentru acreditarea laboratoarelor de încercări. Deci, care sunt deciziile?
mă strădui așa fugitiv ca să nu-mi scape ceva. Deci, după evaluarea, după vizita de evaluare în instituție, experții elaborează rapoarte referitor la gradul de corespundere a serviciilor pe fiecare subdiviziune, iar apoi, în baza rapoartelor experților, se elaborează un raport final. Deci, vizita în instituție se încheie cu o ședință de totalizare, unde participă în special în localitățile rurale, în raioane, unde participă fondatorii, fiindcă cunoaștem care este relația și coparticiparea lor la finanțarea și la îmbunătățirea stării bazei tehnico-materiale a instituției, de aceea insistăm ca ei să fie prezenți în cadrul ședinței pentru a vedea care este situația reală în fiecare instituție și a-și asuma și responsabilitate pentru îmbunătățirea lucrurilor în spitale sau în instituțiile din teritoriu. Deci, după finalizarea ședinței, în baza raportului final, se întrunește ședința Consiliului de Evaluare și Acreditare, unde se adoptă decizia. Deci, care sunt tipurile de decizii care se adoptă urmare a evaluării instituției? Deci, noi avem trei tipuri de decizii. Deci, decizia de instituție este acreditată atunci când ea corespunde la nivelul de la 90 până la 100% din criteriile incluse în standardele de evaluare și acreditare. Instituția este acreditată condiționată al doilea tip de decizii când ea întrunește de la 75 până la 90 până la 100% până la 90, mai bine zis, așa. Deci ce înseamnă instituția acreditată condiționat? Acreditarea se oferă pe un termen de 6 luni. Fără a fi eliberat certificatul de acreditare. Timp de aceste 6 luni, instituției se oferă un raport care include un șir de neconformități și în cadrul intervalul acestei perioade, instituția urmează să le lichideze, să se conformeze cerințelor standardelor și peste 6 luni se adresează prin care unde ne solicită pentru o vizită de reevaluare și echipa de nou stabilește care este gradul de corespundere. Au avansat, au lichidat un șir de neajunsuri în cazul când au fost lichidate și întrunesc mai mult de 90%, li se oferă statutul de instituție acreditată, dar se întâmplă cazuri când situația este aceeași și noi oferim statutul de instituție neacreditată, adică când corespunde mai jos de 75%. Deci se întâmplă instituție, dacă aș să zic că ultimii 2-3 ani, avem undeva la 17-18% de instituții care trec prin etapa de acreditare condiționată. Deci aș vrea să zic că este un instrument stimulatoriu foarte bun, fiindcă după 6 luni de activitate, merge altădată în instituții și nu o recunoști. Ei și au conștientizat și au asumat responsabilitate și când merge în instituții vezi cu totul o altă situație. Dar mai rar se întâmplă și situații când după evaluarea condiționată, după acreditarea condiționată, instituția nu corespunde și li se oferă statutul de instituție neacreditată. Deci ce se întâmplă cu instituția dată neacreditată? Ea urmează să lucreze, fiindcă dacă instituția este neacreditată, la fel noi oferim o scrisoare despre neacreditare care include, evident, un șir de neconformități la care ei trebuie să le lichideze. De aici chiar unele instituții zic, noi trecând prin procedură neacreditată, e mai ușor, deja știm concret ce avem de făcut. Și există un număr de anumite, adică de fiecare pot să nu fie acreditat? Deci, nu este stabilit concret de câte ori nu poți fi acreditat, este un alt mecanism la care o să mă opresc ulterior, prin care ei sunt cointeresați să fie acreditați. Însă este stabilit că instituția, după cel puțin 2-3 luni de neacreditare, în diferite țări este diferit, la care 6 luni, la care 3 luni, pot iniția o nouă procedură de evaluare. În cazul dat, deci este
într-un fel, un element financiar, fiindcă ei trebuie să achite din nou taxa și de ce sunt cointeresați ca lucrurile să pregătească bine. Deci vorbeam despre formele de decizii de evaluare și acreditare, acreditat, acreditat condiționat și necondiționat. Aici aș vrea să menționez că legislația din Republica Moldova prevede că, mă refer la legea 552 cu privire la evaluare și acreditare, că în Republica Moldova au dreptul să funcționeze instituțiile și întreprinderile medico-sanitare care au obținut evaluare și acreditare. Ori, această procedură este obligatorie. De aceea, pentru o instituție este foarte private astăzi, în special instituțiile private, după cum a menționat și domnul ministru și domnul Buga, la fel sunt contractate de companie de asigurări și de aceea ei se strădui ca să încadreze în cadrul legal. Putem menționa astăzi, chiar avem să vorbim despre parteneriate publice private, avem parteneriat public-privat care recent a fost evaluat în localitate rurală, în domeniul asistenței medicale primare, în satul Grimâncăuț, raionul Briceni. Adică la fel au mers la un risc, dar lucrurile, să știți că lucrurile cam cu greu, dar s-au conformat. Eu cred că faptul că ședința asta ați inițiat-o este un lucru foarte benefic și cred că va impulsiona și mai mult dezvoltare sectorului privat. Spunea domnul ministru că anterior erau și domnul Uga că numărul instituțiilor private erau mici. Chiar zilele acestea, pregătindu-mă de ședințe, am răsfoit și eu să văd care graficul de acreditare a instituțiilor, orarul de acreditare a instituțiilor private și dacă era raion unde nu era nicio instituție sau celelalte rane prin 2005-2006 era una, două instituții private, pe când astăzi avem 5, 6 și 10 și mai multe instituții private într-un raion. Și aș vrea să menționez că odată cu implementarea procedurii de evaluare și acreditare s-a schimbat un pic și responsabilitatea instituțiilor private. Dacă câțiva ani în urmă mi-amintesc o discuție cu un conducător a unei instituții private din municipiul Chișinău, la care în cadrul evaluării zic, la compartimentul prezența actelor normative aprobate de către Ministerul Sănătății în instituții, un ordin sau altul, sau prezența documentelor de standardizare a actului medical, protocoale clinice, activitatea Consiliului Calității, la care ei se uitau și ziceau, dar noi suntem instituție privată, nu, asta nu ne trebuie, zic, cum nu vă trebuie, fiindcă dumneavoastră de serviță aceiași pacienți, aceleași drepturi. Și acum situația la ei este cu totul alta. Cunosc, evident că nu toate instituțiile se respectă în același nivel, însă lucrurile merg spre bine. Cum? La nivelul francezilor mai avem? Mai avem, sigur, sigur. Dacă sunt întrebări, dacă nu, da. Eu vă mulțumesc, domn director, foarte mult pentru întrebare. Această întrebare a fost adresată nu odată și a fost chiar în sistemul de sănătate așa o situație mai tensionată asupra acestui compartiment. Și eu cred că dumneavoastră, dacă sunteți instituție privată care ați fost licențiați și ați fost acreditați, ați văzut o diferență între aceste proceduri. Ce reprezintă licențierea este niște cerințe, un act permisiv care se eliberează și oferă un standard minim pentru activitate, pe când acreditarea, evaluarea și acreditarea este o activitate mult mai amplă, unde dumneavoastră trebuie să faceți dovada activității, calității serviciilor, nu doar corespunderii unor cerințe foarte restrictive. Mai mult ca atât, noi la noi în Republică avem instituții private care au fost acreditate nu doar la nivelul sistemului de acreditare național,
local, dar sunt acreditate și la nivel internațional, sunt acreditate GCI, este Spitalul MedPark, sunt instituții acreditate drept că în baza standardelor internaționale ISO referitor la sistemul de management a calității, care nu sunt niște standarde medicale, însă ele la fel oferă o îmbunătățire a activităților în cadrul instituției. Aceste acreditări internaționale sunt acreditări facultative și instituția, dacă vrea să tindă la un standard mai înalt, atunci poate să-și permită ca să organizeze și o acreditare internațională. Ministerul Sănătății, oriunde vreți, el se dublează. Și te duci la camera de recenziere, acum s-a pus încă o prevedere de a schimba sau reînnoi licența aceasta, ori de câte ori angajez sau eliberez un medic de funcție. Da, nu știu, domnul ministru, deci... Poftim? Da. Nu, sigur vă zic că, de fapt, noi suntem o instituție bine, cred că dumneavoastră se angajează, care se eliberează, ori sigur, odată în lună sau odată în două luni trebuie să fii prezent cu reînnoirea acestei licențe. Ori nu știu dacă instituția care angajează, el are responsabilitatea angajatorului de a verifica gradul de pregătire, categoria de atestare, perfecționările, licența, dacă este are această persoană. Deci nimeni nu închipui cineva angajat în serviciu. Ține de Ministerul Economiei. Activitatea unei singure persoane din camera de licențiere care se numește. Foarte și foarte interesat. Domnul ministru, deci nu știu dacă este cineva de sală care a lucrat de medic, fără licență. Avem dublă acreditare și națională, Consiliul de Evaluare și Acreditare și ISO Managementul Calității. Vreau să spun orice instituție care se stimează, care își stimează pacientul. Tot timpul este interesant să treacă o acreditare, o evaluare, o reevaluare, atât națională, cât internațională, cât și internă. Adică în instituție trebuie să fie o audit, o comisie de audit care să monitorizeze ce se întâmplă astăzi și ce deci, referitor la acreditare națională, noi am avut noroc să o trecem înainte de ISO și să vă spun, ISO este ceva care este nespecific sistemului medical. Este un sistem de evaluare și acreditare care nu ți impune careva standarde. Deci ei nu sunt cunoscuți cu legislația noastră, se spune, facem o evaluare, gândim procesele, ce vrem să îmbunătățim și la sfârșit facem reevaluare și vedem unde am ajuns. Când acreditarea națională este un standard cu comisie de evaluare care adaptează atât legislația internațională căruia noi ne supunem sau suntem adepți, și cea națională. Adică, odată trecut prin acreditarea națională, e sigur că ai practic 80-90% din acreditarea internațională, adică ceea ce privește e standardul 2001-2008. Da. În afară de aceasta, consider eu că indicatorul de performanță, indicatorul de calitate principal a unei instituții medicale este regele pacientului. Deci el este acela care, de fapt, este mesagerul despre un doctor sau despre o instituție medicală. Respectiv, compania de asigurări, Ministerul Sănătății, chiar și tot restul ar trebui să iei în calcul registre de condicii de reclamații, care sunt acum foarte activite. Acum recent deschisă MedNews, adică pacientul de fapt este cel care ne poartă numele. Și pacientul este cel care ne ia pacientul de la noi și la instituțiile medicale publice. Și tot pacientul este cel care aduce alți pacienți.
toți cunoaștem regula, un pacient nemulțumit ia 10 și aduce doar 3. Asta e. Deci vă mulțumesc în primul rând pentru oportunitate și pentru faptul că ați organizat acest forum și succes! Mergem mai departe? Da. Domnul Pantea, aveți cuvântul 3 minute de discurs. Dar consistent. De la Centrul Național de Sănătate Publică. Onorată asistență, eu sunt pe un fondal așa care aud mai puțin acum sub un aspect de sănătate, dar am să mă stărui ceea ce eu foarte slab am auzit să vorbesc mai tare. Sunt o reprezentantă a unui serviciu de sănătate publică care se ocupă cu supravegherea de stat a sănătății publice și dacă până astăzi, acum, am vorbit de sistemul de sănătate orientat mai mult spre bolnav, că așa a fost, tot ce s-a vorbit, s-a vorbit despre bolnav, despre morbiditate, despre aspectele, de domenii și așa mai departe. Și asta este o cerere a cui? A populației în a obține ce? Sănătate. Păi noi ne orientăm spre faptul de a mări ponderea oamenilor sănătoși, orientați spre a face ca oamenii să fie sănătate nu prin tratament, nu prin cererea aceea care astăzi s-a ajuns la concluzia că vine la o stadie bolnavul când deja sunt schimbări morfologice și un tratament e doar cel, hai să zicem, chirurgical, da? Deci, de ce pornesc de aici ca să am o bază și să vă zic, în țară există o lege, legea numărul 10, orientată spre un domeniu aparte care a fost, însăși legea, a fost consultată de organele internaționale de sănătate și printre altele, nu multe țări din Europa au așa lege. Pe ce e bazată această lege? Această lege este bazată pe principiile de a oferi condiții de viață omului pentru a nu ajunge și a avea necesitate de asistență medicală. Și aici mă refer la ce? Mă refer la toate activitățile care sunt produse de serviciu de sănătate publică orientate spre acei factori determinanți să nu admite ca populația care nu prea cunoaște aspectele de protecție a sănătății individuale să devină omul bolnav. Sunt niște cereri până ce neconștientizate de populație. Nu vorbesc de toată populația, vorbesc, dar mă rog, de o majoritate absolut. Exemplu concret, apa potabilă. Dumneavoastră cunoașteți care este starea de asigurare cu apă potabilă în țară, o cunoașteți. Știți că până la 60-70% din apa potabilă asigurată sau oferită populației din regiunea rurală, vă zic că este nepotabilă. Din considerentele nivelului înalt de nitrați, din considerentele nivelului înalt de substanțe de săruri. Mai mult ca atât, până la 7%, 6-7% din apa, eu mă refer la apa din sursele de mină, de fântâni, unde în unele cazuri, a zic că este poluată cu microbian. Deci, de unde poate cunoaște o persoană care toată viața a băut, a folosit apa potabilă din fântâna aceea, că la un moment dat, când a venit serviciu și a oferit că, domnilor, nu folosiți această apă, apa aceasta nu e bună. Omul zice, bine, dar toată viața am băut de aici, fără să conștientizeze un lucru, că a fost o deteriorare de teren la un scurt seism și a deviat un pic cursul apelor subterane unde de-acu trece prin altă parte și spoluează această apă.
Deci ea serviciu a venit cu unele lucruri foarte importante pentru țară în acest aspect. Să, ce să facă? Neastră cunoașteți că există recent masiv se implementează în țară deci un proiect despre de asigurarea a populației cu apă potabilă, de calitate. Cum? Asta e o altă problemă, nu m-aș oferi. Conducte de apă, surse sigure de apă și așa mai departe. Produsele alimentare care, mă iertați, dacă chiar la inițial sunt benefice pentru, să zicem, utilizare, folosire, atunci produsele alimentare, parcursul lor, de la etapa de producere și până la consumator, se deteriorează din multe și multe aspecte, factori de păstrare și așa mai departe. Nu poate cunoaște populația lucrurile acestea. Serviciul trebuie să ofere condiții de supraveghere a acestor lucruri. Și aici vreau să mă refer, când noi astăzi am vorbit despre politici, da? Politici de sănătate. Politici de sănătate, în opinia tuturor membrilor serviciului nostru, în țară s-a făcut o, am să zic, o nedreptate cu formarea ANZEI, ANZA, noastră cunoașteți, Agenția Națională de Siguranță Alimentelor, care dumnealor a spus că de la producere, creștere și până la consumator, ei vor fi practic responsabili. Sunt lucruri, stimați colegi, unde supravegherea produselor alimentare, care după ce a fost instaurată, primită prin lege, prin hotărâri de guvern, această decizie, practic la noi au crescut nivelul de boli prin boli de areice acute. Asta doar mă refer la niște lucruri elementare în sensul acela că factorii de mediu, factorii mediului ocupațional, factorul mediului didactic, de instruire a tinerii generații, sunt în supravegherea acestui serviciu. Acum, dacă ne referim la antreprenoriat, să zicem, deci ce ar trebui să cunoască antreprenorul care se implică în care servicii? În servicii, luând în considerație cererea. Care cerere? Noi o cunoaștem, medicii, în ce? Noastră cunoașteți care sunt cele mai prioritare patologii în țară la noi? Cardiovascularele, diabetul, tuberculoza, ei, mă rog, ce ar mai fi aici? Da, deci sunt niște lucruri unde am zice așa, bine, bine, dar la aspectele acestea de a interveni antreprenorul, cum ar putea? Vă spun, aș zic că să luăm alimentația, nutriția. La noi astăzi populația, aspectul nutrițional este unul de lăsat. Din ce considerente? Nimeni nu a calculat și nimeni nu reglementează aspectul echilibrului nutrițional pentru populație. Ce aducem în țară? Fiindcă nu totul se produce în țară. Deci un antreprenor trebuie să cunoască ce trebuie să aducă. Da? Să zicem, care sunt condițiile de acestor produse? Dar produsele nu am să vorbesc nu numai de nutriții, dar și de alte aspecte, produse sunt și mărfuri, produse de alt aspect care ține direct sau indirect de sănătatea populației. Da, nu statul trebuie să reglementeze treaba asta? De ce antreprenorul? Nu e treaba antreprenorului. Revin. Deci e vorba de acele regulamente sanitare care sunt adoptate, primite, elaborate de către sistemul, am zicem, de Ministerul Sănătății și aprobate prin hotărâri de guvern, lansate public prin monitorul oficial, care practic reglementează condițiile corespunderii acestor produse de lansare pe piață. Înregistrare, autorizare sanitară și așa mai departe. Dar eu vorbesc de alte aspecte, că sunt situații când unele din mărfuri, vă zic că nu trec înregistrarea de stat.
Înregistrarea de stat sau înregistrarea de stat se efectuează, dar înainte de aceasta el trebuie să achite o cotă pentru... am uitat termenul, cum se numește, de a corespunde lansării pe piață cerințelor din țara respectivă, să zicem, la noi, în țară. Și atunci apare un agentul economic, tot timpul, vă zic că se stăruie, se omită lucrurile. Eu vorbesc nu de toți agenții economici, cei serioși, vă zic că lucrul ăsta îl, vă zic că mențin și, în fond, totul e bine. Dacă m-am mai... La, iarăși la antreprenoriat, tot timpul mă stărui să vorbesc, dar ce ar trebui să facă un tânăr antreprenor care se lansează pentru a oferi servicii de sănătate publică. Am vorbit de cardiovasculare, de maladiile cardiovasculare. Aici este un alt domeniu unde antreprenorul ar putea să fie cooptat în promovarea sănătății, adică de a face anumite activități de a promova sănătatea sau modul sănătos de viață în popor, în populație, care, iarăși, aș zice, ar forma o cerere sănătoasă, un cult al sănătății în populație. Mai multe aspecte m-aș putea referi la lucrul ăsta, dar vreau să zic, pentru publicul de astăzi, recent, în anul 2013, a fost adoptată Strategia Națională de Sănătate Publică. Strategia Națională de Sănătate Publică deține un plan foarte exhaustiv în domeniul acțiunilor care trebuie să fie aplicate pentru a satisface cerințele în sănătate publică. Și aici, în planul acesta de acțiuni, sunt foarte multe momente unde tinerii antreprenori ar putea să sesizeze pentru ei unele domenii de a promova aceste activități. Eu m-aș opri aici, dacă îmi permiteți, ținând cont de aspectele timpului. Și dacă sunt întrebări, cu mare plăcere. Nu sunt întrebări, Lidia. Vreau să încerc foarte repede să spun și să vorbesc. Deci noi am vorbit astăzi despre diferite tipuri de management, managementul financiar, managementul strategic, managementul calității. Iată, am vorbit despre diferite. Vreau doar să spun că mai există și managementul comunicării, asta ținând la turta noastră, celor care au organizat acest eveniment. Și să spun că, de fapt, managementul comunicării se încadrează perfect în activitățile unui top manager indiscutabil, dar și a unui manager mediu și a unui manager operațional, mai ales în sistemul de sănătate. Și aici n-am să vorbesc foarte mult, doar am să vă amintesc de elementele sau de criza în comunicare care există și cred că toată lumea ați auzit, cunoașteți, sunt crize de comunicare de tot felul, n-am să încerc acum să vorbesc despre tipologii, iar criza de comunicare în care se află acum, să zic, domeniul sistemului de sănătate pe care o cunoașteți și toată lumea recunoaștem acest lucru, este imaginea proastă a lucrătorului medical la noi în Republica Moldova. De unde vine această criză de imagine pe care o traversăm? Iarăși vine de la lipsa de comunicare, începând cu nivelul mediu, de jos, operațional, de management, până la nivelul de top. De atâta, aici am să spun doar două lucruri. Există comunicarea pe intern și comunicarea pe extern. Deci nu putem să ne așteptăm, comunicarea pe extern va fi una eficientă și ne va da pozitiv, ne va face imaginea pozitivă despre sistem sau despre instituția aparte dacă nu avem o comunicare eficientă pe intern. Asta trebuie organizată. Ce vreau să spun despre Centrul pentru Informare și Comunicare în Sănătate. Nu e mare secret de unde vin eu și, de fapt, care este calitatea mea. Sunt jurnalist, am făcut jurnalism științe ale comunicării. Întotdeauna am atras, nu știu de ce, spre medicină, poate pentru că părinții mei sunt din domeniu și socrii la fel, adică tot încolo am ajuns, chiar dacă am fugit de medicină, dar tot încolo am ajuns. Am încercat să fac cândva o revistă, se numea Business și Medicina. Se întâmpla asta prin 2004, 2000,
4, pe când abia a fost lansat sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală și țin minte că foarte mult n-am ținut-o, această revistă, din două motive, n-am să spun unul care este mai puțin dureros. În primul rând, revista era în română. În al doilea rând, medicii nu puteau să mă înțeleagă în 2004 de ce vorbesc despre business și medicină. Pentru că aceste două noțiuni nu erau compatibile, cel puțin în 2004, pentru oamenii din sistemul medical. Deci o înțelegeau numai toată publicitatea sau pe ce încercam eu să mă țin, pentru că asta de fapt este un business în comunicare, să te ții pe publicitate. Deci toată comunicarea, practic, toți banii care îmi veneau strict din stomatologie. Așa, și din farmaceutică. E bine. Ce vreau să zic, că cifrele, după cum ați văzut, deocamdată încă nu s-a schimbat. Revin la tema noastră, la ceea ce am spus noi astăzi, antreprenoriatul în medicină, a fi sau a nu fi în Republica Moldova. Uite, lucrurile s-au schimbat. Deci pot să spun, de atunci, din 2004 până astăzi, avem o creștere, totuși, a oamenilor în antreprenoriatul, adică a afacerilor în medicină. Și o schimbare de mentalitate. Și o schimbare foarte mare de mentalitate. Acum nu mai pune nimeni întrebarea business și medicina ce cu asta. Deci lumea deja înțelege că nu are cum să nu fie acest sector care, de fapt, da, este prioritar social, este foarte important, pentru că nu știu dacă mai există un sector care se intersectează cu omul din prima clipă de viață până în ultima clipă de viață. Vrem sau nu vrem, dar asta se întâmplă. Și nu există cineva în Republica Moldova care să spună, dar nu mă interesează medicina, că n-am treabă cu ea. Chiar dacă sunt tund, dar într-o bună zi, oricum corpul meu fizic îmi va aminti de el și oricum va trebui să iau o pastilă sau să fiu consultat de un medic. Deci, spuneam, Centrul pentru Informare și Comunicare. De ce am vrut să-l creăm? Tocmai pentru că a depășit această criză care se întâmplă, de fapt, în imaginea sistemului de sănătate. Pentru că eu am cunoscut foarte multă lume și vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți aici. Am cunoscut foarte multă lume care muncește nu 8 ore pe zi, după cum se crede, în medicină, oameni decidenți din sistemul de sănătate, dar care muncesc 12 ore, 24 de ore. Eu mi-amintesc că în 2004 îl văzusem pe domnul Ciocanu și eu am să povestesc chestia asta într-un cabinet obscur, plin de fum de țigară, undeva în fund, acolo cu talmuturi întregi, talmuturi, că altfel nu pot să spun, de acte și studia atunci managementul în sănătate, vorbea atunci despre diferite modele de finanțare, venisem la el cu un interviu. Țin minte că era foarte târziu, deci mi-a pus întâlnirea la ora 8 seara. Recent am fost cu și am făcut interviu, două ore am vorbit și asta tot a fost puțin. Recent am fost la un medic cu maică mea, deci n-am să mint, cu mâna pe inimă. N-aveam nicio treabă, deci, cu toate că aveam îndreptarea de la medicul de familie, trebuia să fie ajuns la o anumită oră, am văzut că era full și ea ne-a rugat foarte frumos, vă rog frumos, haideți, eu înțeleg că aveți programare, dar vă rog frumos să-i lăsăm pe oamenii ăștia care sunt de la țară să nu mai vină încă o dată, că să nu le cheltuim banii oamenilor, i-am lăsat. Eu am ieșit de acolo la ora 12, o întreb. Doamna doctor, când ajungeți acasă? A, ok, la 1, 2, e ok. Eu trăiesc aproape. Deci, îmi pare foarte rău când se vorbește despre sistemul de sănătate, începe să mă doară pe mine personal chestia asta, când văd de la colegii mei în presă, când vorbesc negativ despre sistem. Da, pădure fără uscături nu-i. Da, sunt oameni dedicați acestui sistem și eu vreau foarte mult să-i susținem, dar în același timp, este puțin să vrem noi, de la Centrul pentru Informare și Comunicare, să-i susținem. Este puțin să facem noi o agenție de presă și să creăm, de fapt, jurnalismul în sănătate care nu există în Republica Moldova. Deci trebuie să luăm de la zero. E o muncă exact așa cum faceți voi. Începeți o afacere în medicină, este tot aceeași investiție de resurse, dar mai ales timp.
E foarte mult. Ca să înțeleagă, pentru că uneori vin colegii și spun că, bă, dar ăștia vorbesc ciripeasca lor, nu înțeleg nimic. Ce au spus la ședința aia de medicină? E foarte complicat domeniul. E cazul să învățăm și să facă și jurnalism în sănătate. Dar spuneam, e puțin acest lucru, până când sistemul nu va învăța să comunice. De jos în sus. Nu comunicăm rău, dar după cum arată rezultatele, nici suficient de bine ca să fie înțeles, să fie înțeles tot ceea ce se face în sistemul de sănătate. Sunt foarte multe reforme, foarte multe schimbări. Am spus chiar de la bun început. Din punctul meu de vedere, este sistemul care merge cu 10 pași înainte față de alte sisteme care sunt acum în proces de reformare. Și asta se vede. Un lucru important și esențial la antreprenorii în sistemul de sănătate. Pentru că creați ceea ce se numește concurența în sistem. Vreți, nu vreți, ceilalți din instituțiile publice trebuie să se tragă după voi. Deci n-au încotro. Pentru că ați spus și ei înțeleg și voi înțelegeți că, de fapt, pacientul este cel, este măria sa care este esențial și pentru el, de fapt, este acest sistem de sănătate. Deci, mai revin încă o dată, trebuie să învățăm să comunicăm în interiorul sistemului. Deci când vom avea această comunicare în interiorul sistemului, ne va fi foarte ușor să comunicăm pe extern. Iar lucrurile deja se întâmplă. Se întâmplă din mers, cu greșeli, așa cum este, pentru că nu ai cum, nu ai posibilitatea să te pregătești acasă, dar lucrurile se întâmplă. Ceea ce vrem noi să facem, Centrul pentru Informare și Comunicare în Sănătate, vine să ajute, să zic, comunicarea în sistem. Pentru asta am creat câteva produse. Nu mai pun acum prezentarea, durează. Deci primul produs este agenția de presă Medius. E prima agenție de presă în sistemul de sănătate. O agenție de presă înseamnă operabilitate. Asta înseamnă. Înseamnă să aducem știrea astăzi. Nu mâine. Înseamnă să fim proactivi. Înseamnă să facem managementul comunicării. Deci, fără o agendă la o agenție de presă în medicină, nu poți să faci mai practic nimic. Vă invităm foarte mult să veniți să ne ajutați să creăm această agenție, această agendă în sănătate. Adică, evenimentele pe care le organizați, că le aveți foarte multe, nu sunt puține în sistem. Care le organizați în interiorul instituției să fie cunoscute, să fie publice. Deci vă invităm să ne spuneți despre acest lucru, ca mâine să arătăm și noi, că iată, mâine se va întâmpla o activitate de acest gen sau de alt gen. Chiar dacă nu este o activitate pentru beneficiarul din sistem, adică pentru pacient, dar este chiar o activitate pentru comunitatea medicală, oricum este esențială. Pentru că agenția de presă MedNews se adresează prioritar oamenilor din sistemul de sănătate și ulterior prin mass media pentru a fi preluați deja către beneficiarii sistemului. Deci ăsta este un produs și al doilea, n-am să vorbesc mult, deci astăzi ați văzut, am lansat un produs esențial, MedNews Live, ceea ce vorbim noi acum, suntem de fapt în online acum, live, ne poate auzi nu știu cât, am să vedem câți oameni stau acum și ne ascultă, îi salutăm cu drag, păcat că n-au fost aici cei care s-au programat pe Facebook și mai avem și emisiuni. Deci veți vedea, săptămâna aceasta mai lansăm încă o emisiune MedProfil și vom avea din ianuarie și o altă emisiune, nu zic care, în care vom avea posibilitatea să creăm o platformă de comunicare. Noi, în sistemul de sănătate, pentru noi și pentru beneficiarii noștri. Un alt produs esențial este Gala Premiilor în Sănătate, pe care am organizat-o, deci spun că am fost la bază, a fost clubul Pro Sănătate, ulterior transformat în Centru pentru Informare și Comunicare în Sănătate, care am organizat împreună cu Ministerul Sănătății, Compania Națională și Organizația Mondială a Sănătății, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății și, care știți, se întâmplă pe 7 aprilie, de fapt, nu întotdeauna pe 7 aprilie, noi avem o altă conotație, pe 7 aprilie, la noi în țară. Dar vine pentru ca să motiveze oamenii din sistem. Deci ăsta tot este un instrument de motivare, iarăși pentru managementul de resurse umane, esențial în acest domeniu de sănătate,
să-i motivăm pe oameni să rămână aici. Pentru că suntem mulți, eu aș spune că suntem mulți, care lucrăm foarte mult și eu vă urez la toată lumea sănătate în primul rând, că asta este esențial, dacă nu știm noi cine s-o mai știe. Așa, deci sănătate, putere și voință de a merge mai departe și prosperitate, pentru că afacerea înseamnă întotdeauna prosperitate. Vă mulțumim foarte mult!